Sfinte și Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana, care ocrotesc acest Sfânt și Dumnezeiești locaș, va aduna și ne-a adunat pe noi toți ca să ne aducem aminte bururea de ceea ce este născătoarea de Dumnezeu și Spune Fecioara Maria, și anume Mireasa Duhului Sfânt, Fica Tatălui Ceresc și Mama Fiului Dumnezeu. Ea este mai înaltă decât toți și decât toate. Limba omenească nu poate să vorbească despre înălțimea strălucirii slavei sale, pentru că atunci când a văzut-o Sfântul Apostol Pavel, a crezut că este Dumnezeu pe pământ. De aceea este mai înaltă decât Heruvimii Serafimi, decât toate puterile cerești și decât tot și decât toate, alta nu mai este ca ea. Și aceasta pentru că smerenia ei, slujirea ei pe acest pământ, adâncul tăcerii ei și îngrijirea ei deosebit pentru Fiul ei, Iisus Hristos, pentru Fiul Tatălui, a fost întotdeauna, de când a venit pe pământ și până la trecerea din de aceste trecătoare trebetnice, nu a avut nimic în mintea ei decât pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Ea este pentru noi oamenii o taină, pentru că nimeni nu poate să cuprindă smerenia ei, fecioria ei, după cum știți, în nașterii Fecioară, după naște Fecioară, înainte de naște Fecioară. Purea Fecioară. Chipul nașterii lui Iisus Hristos de dânsa este de netâlcuit. Noi nu putem să vorbim felul cum s-a născut Iisus Hristos de dânsa, ci suntem datori să credem și să mărturisim că Iisus Hristos s-a născut dintr-o dânsa în timp, în vreme, în ani. Și din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Dumnezeu Tatăl este nenăscut, iar Fiul este născut și Duhul purcede de la Tatăl. De aceea ea se numește Sfântă în toate veacurile. Scriptura a mărturisit despre ea spunând așa, că mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt numele Lui. Sfânta și dumnezeiască Elisabeta, mama Sfântului Ioan, prorocul, a numit-o Maica Domnului, spunând, de unde este mie cinstea aceasta ca să vin la mine Maica Domnului meu, și i s-a închinat. În același timp și Sfântul Ioan, fiind în pântece ca de 6 luni, a săltat în pântece de bucurie. Ea este vestită de proroci. Ea este grăită de însuși Fiul Său, Iisus Hristos. Pe ea au lăudat-o atât Vechiul Testament cât și Noul Testament. Pe ea au chemat-o martirii când au fost în cuptoare cu foc, când au fost jupuiți, când erau în timpul mărturisirilor. Nu a avut pe altcineva decât pe Maica Domnului ajutătoare. Ea este lauda cuvioșilor părinți și a cuvioasă maici din mănăstiri, din prepustietăți. Pe ea o cheamă bolnavi în ajutor, elevii, studenți când au examen și toată vremea lor, tipul
învățăturilor, ei cerem ajutorul atât cei mici, cât și cei mari, pentru că nu avem alt ajutor atunci când suntem în nevoi, pentru că este mai aproape de neamul acesta omenesc. Dar cine a ridicat pe la așa înălțime ca să fie mai înalt decât toți? Întâi de toate rugăciunile părinților ei, pentru că ea este rod a postului, a rugăciunii, a înstrăinării de lume și a lacrimilor părinților ei, Sfinți Părinți Ioachim și Ana. După aceea este ascultarea ei de către părinți, fiindcă atunci când a fost dusă la templu la 3 ani de zile, ea nu s-a împotrivit, ci a primit cu bucurie despărțirea de părinții ei. Și a intrat în Sfânta Sfintelor, având vârsta de 3 ani, cu multă bucurie, cu mult dor ca să se aducă biserică vie Dumnezeului celui viu. Pentru că aceasta i-a fost dorința ei să-i slujească pentru totdeauna Dumnezeului celui viu. Ea nu a fost pentru ea cu nimic, ci toată viața a fost doar pentru Iisus Hristos. De aceea Biserica, Scriptura o numește cochilie a lui Dumnezeu, cuptor al lui Dumnezeu ca să acop pâinea cea cerească. O numește porumbiță a lui noi. O numește munte gras din care s-a tăiat piatra care înseamnă Iisus Hristos, numindu-se piatra cea de cap unghiului. Ea este rugul cel care ardea și mai se mistuia. Deci, ea este aceea care a fost lăudată atât de proroci, cât și de cei după proroci și de toate neamurile și de toți credincioșii, și cât va ținea lumea aceasta, ea va fi lăudată, fiecare însă după puterea lui, după darul pe care l-a dat prea bunul Dumnezeu. Născătoarea de Dumnezeu este aceea care a adus în lume prefiul Dumnezeu care a ridicat păcatele lumii. Pe ea au așteptat-o toate veacurile. De la începutul omului până ce s-a îndurat prea milostivul Dumnezeu să se întrupeze tot însa, a fost așteptată. Și știți foarte bine felul în care a petrecut în casa părintească și felul cum a petrecut în templul Domnului din Ierusalim. Și anume, în ascultare și slujire până ce a plecat din această lume. Și toate cele le-a făcut pentru ca să-i placă lui Dumnezeu, a căruia și a fost aleasă între toate neamurile. De aici trebuie să învățăm și noi ca să luăm pildă de ascultare și slujire. Fiindcă ființa aceasta umană pe care a făcut-o Dumnezeu nu are alt rol, alt scop decât acela de a face fapte bune ca prin acestea să se sfințească pe sine cu harul lui Dumnezeu. Dacă ființa aceasta umană nu mai face fapte bune, cum spune Sfânta Scriptură, ea s-a desprins de harul cel mântuitor al Dumnezeu. Mlădița nu mai stă în rădăcina viei.
Și atunci nu mai aduce roadă. De aceea mi s-a dat ca pildă nouă tuturor născătoare de Dumnezeu. Ea a fost, a stat numai în biserică. Și în biserică a slujit preoților, împletea lâna, cosea veșminte, curățea templul și mai mult de atâta se ruga zi și noapte ca să-i placă lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu a bucurat-o după toate acestea prin trimiterea Sfântul Arhanghel Gabriel să-i spună aceste cuvinte: bucură-te ceea ce ești prins de har, Marie, Domnul este cu tine. Așa a să vă spună și dumneavoastră cândva acest Arhanghel, când veți sluji lui Dumnezeu și ziua și noaptea, când îl veți aștepta pe Dumnezeu și ziua și noaptea, ca precum acel Sfânt și drept Simeon din Ierusalim, așteptând mântuirea lui Israel. Așteptând fiecare mântuirea noastră, că nu știm când va veni Domnul Slavei, ori la prima strajă, ori la a doua, adică oricând ești tânăr, oricând ai o vârstă, oricând bătrânețe, ori Bunul Dumnezeu știe când ne va chema pe toți în această viață. De aceea trebuie să citim viața și să urmăm faptele preacurată Născătoare Dumnezeu, care a fost smerenia, fecioria și ascultarea. Ascultarea care înseamnă smerenie. Deci smerenia s-a născut din ascultare. De aceea ați văzut dumneavoastră că începerea postului s-a făcut cu smerenia și cu mândria. Fiindcă acest păcat, mândria, a distrus ființa umană, a distrus sufletul omului și l-a degradat în cel mai greu păcat, și anume mânia și destrăbălarea sau desfrânarea. Aceste două patimi, cu aceste două patimi se sfârșește neamul acesta omenesc. După cum vedeți și dumneavoastră, cu oamenii acum sunt foarte mânioși. Unde te duci, nu mai vezi pace, liniște. Ori Dumnezeu, primul mesaj care l-a adus pe pământ, a spus: slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni, bună învoire. Ei, de atunci, de 2000 de ani, până acum, tot a scăzut acest mesaj de pace, de înțelegere, de bunăvoire între oameni, pentru că oamenii au iubit mai mult fiacul acesta trecător și înșelător și au căzut din harul pe care l-a adus Dumnezeu neamul omenesc. Și ne-a învățat că fără smerenie nu putem ucide mândria. Aceasta înseamnă că ființa omenească trebuie să supună mereu lui Dumnezeu, cum s-a supus și Născătoarea de Dumnezeu, întotdeauna, după cum știți, din Sfintele Scripturi, din Sfânta Tradiție, ea iubea pe toți, avea milă de toți, se îndura de toți și nimic ale sale nu a căutat în această viață. A căutat mai folosul oamenilor, ca oamenii să-L cunoască pe Fiul ei, Iisus Hristos. Chiar aceasta o spune și Dumnezeu în Scriptură, ca să nu se laude muritorul cu înțelepciunea sa sau cu neamul său sau cu bogăția sa, ci să se laude omul dacă îl cunoaște pe Dumnezeu. Dacă omul își cunoaște nimicnicia, străinarea pe acest pământ și dacă omul își vine în sine. Pentru că numai așa omul se poate apropia de Dumnezeu, simțându-și păcătoșenia sa. Deci, Născătoarea de Dumnezeu și Purevecioara Maria
Ne este pildă nouă tuturor de cumințenie, de sfințenie, de iubire dumnezească și de iubirea de oameni. Mai frumoasă și mai curată nimeni n-a fost, nici n-a să mai fie vădată, pentru că ea este pregătită de către Sfânta Trăime prin Duhul Sfânt ca să fie locaș, biserică a Dumnezeului cel viu. De aceea trebuie să ne rugăm neîncetat ei. Fiindcă dacă nu ne aude altcineva din cei de sus, negreșit mai ca Domnul ne aude în rugăciunile noastre. Bolnavii care sunt în spitale, un singur glas către Maica Domnului și îi mângâie în durerea lor. Soții care nu prea să mai înțeleg, la fel dacă strigă cineva către Maica Domnului, le aduce pace, îi întărește pe mai departe ca să-și ducă crucea lor. Deci fără născătoare de Dumnezeu nu este mântuirii neamului omenesc. N-a fost, nu este, nici nu va fi. Pentru că ați văzut că nimeni nu se mântuia, nici Sfântul Ioan Botezătorul nu se mântuia la miat, numai ce l-a născut după trup pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Cuvântul Tatălui, abia atunci a putut fi scos din ea Sfântul Ioan Botezător și toți care au crezut în ceea ce au învățat biserica prin proroci. Pentru că biserica e de la începutul începutului biserica, adică Iisus Hristos neîntrupat este fără de început, fără de sfârșit, mai înainte de toți vecii. Deci, ca să înțelegem mai bine puterea născătoare de Dumnezeu, o vedeți dumneavoastră în slujbele biserice. Ați văzut că Sfânta Liturghie se încheie cu axiomul ei, cu vrednica e cântare, cu venise cu adevărat să te fericim. Adică ni se cade nouă, neapărat, absolut, ni se cade nouă tuturor să o cinstim pe Născătoarea de Dumnezeu, pentru că ea a adus mântuirea în lume. Și aceasta nu numai în necazul trebuie să facem, ci întotdeauna și în necaz cu Sfânta Scriptură, și în necaz, și în durere, și în bine, și în bucurie, și din Sfântul Paș, și din Naște Mântuitor, când avem de toate, cu Doamne, să mulțumim și să ne rugăm Maicii Domn, ba mai mult atunci a adus ca o mulțumire, ca o slavoslovie Maicii Domn pentru purtarea ei de grijă care o face pentru neamul omenesc, prin mijlocirea ei către Sfânta Dumnezească nedespărțită a Trăime. Deci, mai bine, cum spune axiomul bisericii, mai bine a tăcea decât a vorbit despre Născătoare de Dumnezeu, ca nu cumva să greșim, pentru că toți au lăudat-o în imne, în cântări, în predici, în scrieri, dar după vrednicie nimeni nu se poate ridica, pentru că firea omenească, noi oamenii nu putem să o lăudăm după cuvință, pentru că ea este mai presus decât toți și decât toate. Iubiți credincioși, pentru că ne aflăm în apropierea și chiar am intrat de astăzi în Metanii, rugăciunea Sfântului Efrem Siru și chiar săptămâna aceasta este o săptămână pregătitoare de post. Să mănânc o dată în zi, lapte, brânză, ouă, pește și așa, dar o dată în zi se fac Metanii și iată mâine Sfântul Liturghie. Nu este, pentru că Miercurea și Vinerea din Sfânta Brânzei sunt zile din postul mare. Și biserica a văzut că a pregătit aceste duminici cu totul speciale pentru
creștinătate. Ca să putem să ne mântuim, adică să putem să ne împărtășim cu Iisus Hristos, trebuie să omorâm deci mândria prin smerenie și desfrânarea prin post și prin rugăciune și prin mărturisire de gândurile care ne luptă pe fiecare din noi. Și pentru că, cum am spus, aceste păcate, mânia, că ați văzut ce se întâmplă când copilul e supărat sau fata e supărat. De ce sunt supărat? Fiindcă noi lăsăm să meargă la filme, la teatre, să iasă la lume. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă desfrânare. Dacă noi lasă mânie. De ce să mânie? Pentru că desfrânarea e vorbită de mândrie. Și atunci, în vremurile noastre, acest păcat a cuprins aproape toată lumea. Toată lumea. Dacă a cuprins toată lumea acest păcat, înseamnă că suntem în moarte. Adică plata păcatului este moartea. Cine se mai pocăiește acum cu lacrimi ca să învieze, să tremure inima, să lăcrimeze ochii, când noi greșim cu ochii, când noi greșim cu simțurile noastre, cu imaginațiile noastre, când gândim la lucruri necuvincioase, cine plânge pentru toate acestea ca să vină asupra noastră Harul lui Dumnezeu? Pentru că numai așa atragem înapoi Harul lui Dumnezeu, prin pocăință. Prin căința din adâncul inimii și prin mărturisirea curată, ca să înțeleagă preotul cât de păcătos ești. Fiindcă această mărturisire înaintea duhovnică este judecata lui Dumnezeu. Ai făcut aceasta curat în această lume, nu mai are și mai judeca Dumnezeu la ziua judecății. De aceea, eu, ca un om și om păcătos, cum spune Sfânta Scriptură, pe mai mare tău niciodată să nu vorbești de rău sau să judeci. De când eram mic acasă, ne învăța mama să ne rugăm pentru părintele și pentru învățătorul din sat. Ca unii care ne învață, ne povățuiesc, unul pentru binele acesta lumesc, obștesc, trecător din această viață, învățătorul, și doi, preotul care ne învață pentru amândouă și deosebit ne învață ca să nu rămânem pe pământ, ci să ne înălțăm cu mintea la cele duhovnicești, la cele cerești. Și am spus la început, când mi-a luat un mic interviu, că îi mulțumesc lui Dumnezeu și conducerii bisericii ierarhilor, ca să știți această dumneavoastră, pentru purtarea de grijă care o au ei înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Pentru că din mâinile noastre se cer sufletele dumneavoastră. Și zice Scriptura că ca noi să ne primească Dumnezeu rugăciunile, trebuie să nu vorbim de rău pe nimeni. Cu atât mai mult, prin mai mare biserici, nu avem voie să-i vorbim de rău niciodată. Să nu credeți că m-am abătut la subiect, dar vreau ca să cuprind mai multe lucruri, fiindcă nu m-am pregătit niciodată să vorbesc odată cuiva, fiindcă așa a fost viața mea. Eu am fost de acasă și de mănăstiri până am umblat, numai așa a fost să fiu în ascultare, fără să mă ocup și eu citesc o carte odată în viața mea. Ce îmi dă Duhul, am martor-o credincioasă aici, care m-a dus cu mașina, Carmen o cheamă,
ce mi-a dat Dumnezeu aceea să vorbesc. Fiindcă, vă spun un lucru, dacă te rănești, dacă te bat ceva, îți spui cineva ceva, se întâmplă pentru ceva, pentru viața aceasta rău, lucru în viață. Toate se rezolvă. Dar dacă se întâmplă să îți rănești sufletul, cine te va vindeca? Unde alergăm noi? Tu, ca creștin, alegi la părintele. Dar dacă părintele greșește, unde aleargă? Te întreb. Unde aleargă? La părintele? Nu mai poate la părintele. Trebuie la cel mai mare care i-a pus mâinile pe cap și a chemat Duhul Sfânt să-l simțească într-un preot. Vedeți? Și atunci, dacă doctorul acesta mă vindecă, cum să-l vorbesc eu de rău? Și dacă spui că a făcut adrept, nu știu ce cu tare, te spune Scriptura, nu tu ești judecătorul lui. Are cine să-l judece. Oare nu ne ajung nouă păcat care le face noi în fiecare zi și fiecare noapte? Vă întreb, nu ne ajung? De aceea, ca să avem pace la rugăciune, ca să avem spor duhovnicesc în viața noastră, să nu judecăm pe nimeni ca să nu fi judecați. Cu ce măsură veți judeca, cu aceea veți fi și măsurați dumneavoastră. Deci, eu personal vă spun, am păcătuit când am judecat. Am păcătuit că m-am mândrit, m-am înțelat cu mintea, n-am mai știut de mintea mea. Când am luat aminte de păcatele mele, am mers drept în căile Domnului. Am avut cu spor rugăciunile, mă scol din timpul rugăciune, când judec, mi s-a tulburat sufletul, mă dezechilibrez în viața mea, pentru că nu te judecă Dumnezeu cu ierarhii bisericii sau cu preoții, nu, pe tine personal te judecă. Persoana te judecă. Vă gândiți dumneavoastră câte răspunderi au ei înaintea Dumnezeu? Dacă am fi părinți adevărați, dacă am fi călugări adevărați, maici adevărate, creștini adevărați, ar trebui să ne rugăm pentru mai mari noștri, dar nu să judecăm. Niciodată. Pentru că judecata nu este a noastră. Nici răzbunarea nu este a noastră. Este a lui Dumnezeu și mai mult nimic. Al Dumnezeu. Ai văzut că noi a să mor sau patriarhul când a să moară, episcopul a să moară, nu mai se grijește nimic, adică de ce? Lucrul mâinilor lor. Ce au făcut în viață, cum au învățat și eu la fel și dumneavoastră fiecare la fel, vor răspunde fiecare în viață de ceea ce am lucrat noi în această viață. Atât pentru acest lucru. Mergem mai departe cu momentul care a fost biserica, și anume începerea acestui post mare, pe care l-au lăudat încă din Vechiul Testament numindu-l sărbătoare. Pentru că postul este o sărbătoare, o sărbătoare deosebită, mai mare decât Paștele, mai mare decât Crăciunul. Ascultă! Că n-am rămas aici, n-am terminat cuvântul. Nu crezi că în curs treburile, nu? Pentru că n-ajung la Crăciun, n-ajung la Paști, până nu trec prin post. Ce a zis Scriptura? Oare lui Iisus Hristos pătimirile lui i-a adus necinste? Nu, i-a adus cinste și înălțare. Prea înălțare, nu înălțare. Așa și nevoința postului. Va aduce învierii sufletul și trupului, va aduce pe Iisus Hristos în inimii dumneavoastră noastră, dacă vom posti post adevărat. Și este sărbătoare pentru că și la Paști, dacă n-ai postit, nu te poți bucura. Pentru că ai semănuit neînfrânat și atunci te chinuiești, nu te bucuri. Deci postul este o înfrânare a tuturor simțurilor pentru toată viața. Dar deosebit în acest sfânt mare post și toate celelalte posturi și miercuri și vineri, tot cursul anului. Deci postul aduce sărbătoare și trupului și sufletului. Postul aduce sănătate și trupului și sufletului. Postul aduce rugăciunea. Postul împacă pe cei învrăjbiți. Postul aduce, păstrează fecioria. Postul întinerește viața omului.
cu cât ați mâncat mai puțin și mai scăzut așa, mai fără ulei, rusuroasă, ați trăiți mai mult și ați fiți puternici toată viața dumneavoastră. Deci postul este o sărbătoare care aduce celelalte sărbători. Mai bine spus, în totalitate, înfrânarea aduce viața. Neînfrânarea aduce moartea. Adam, pe cum s-a înfrânat, a adus moartea. Noul Adam, Iisus Hristos, pentru că s-a înfrânat, a adus viața. Viața lumii, viața lumii întregi. Noul Adam, Iisus Hristos. Fiindcă n-a păcătuit. Și dacă n-a păcătuit, a adus viața în lume. Iar dacă noi păcătuim, aducem moartea, ca să înviem, trebuie să ne pocăim. Deci pocăința este o înviere. De aceea s-a spus, mare bucurie să faci în cer pentru un om păcătos care s-a întors de la păcat la virtute. Ce bucurie mare este atunci când înviați ceva din morți. Dar pe mai mare bucurie să fii și credincios. Fiindcă credincios înseamnă om dumnezeiesc. Deci cuvântul credincios înseamnă om dumnezeiesc. Acest titlu îl are Dumnezeu. Ce este Scriptura? Credincios este Dumnezeu care va chema pe voi la sfințire, la o unire, la o împărtășire cu El. Vedeți? Deci avem această demnitate, avem acest titlu pe care îl are și Dumnezeu. De aceea trebuie să păstrăm acest titlu de credincios. Iată cum a spus Părintele Cristian, parohul de aici, că este ca o înviere pentru această Sfântă Biserică. Și chiar trebuie la început să mulțumesc dumneavoastră pentru că să vede că ați împodobit această Sfântă Biserică a Sfinților Părinți, care este, dacă putem spune, rădăcina din care a răsărit, a odrăslit Născătoarea de Dumnezeu și Preavecioară Maria. Adică dumneavoastră ați venit în ajutor acestei Sfinte Biserici, care trebuie fi cea mai frumoasă din București, această biserică. Pentru că este închinată Sfinților Părinți Ioachimșana, care știți că ei au fost necăjiți în viața lor pământească, pentru că nu aveau copii și erau defăimați de lume. Și pentru acel lucru, eu vă mulțumesc din toată inima și bunul Dumnezeu să-L ierte toate păcatele celor care înfrumusețează Sfintele locașuri. Și Dumnezeu să le dea înțelegere a Scripturilor, cunoștință a credinței, ca să poată înțelege înălțimea puterii credinței. Pentru că nimic mai puternic în viață nu-i ca credința. Iată un exemplu de credință. Dacă cineva respectă credința, adică se unește cu soția lui după lege, după legea creștinească, și el e sărac. Dacă femeia e bogată, te dați foc și el bogat. Și o trezi cu un tovar de viață, bogăția ei, e și bogăția lui. Iată alt model de credință, dacă cum cel din Capernaum, care era bolnav, slăbănog, și văzând Iisus Hristos credința acelor patru oameni care l-au coborât pe slăbănog unde era Iisus Hristos, l-a făcut sănătos pentru credința lor și a iertat și păcate pentru credința lor. Vedeți ce putere mare are credința? Vreau să zic că faci tu, te nevoiești tu și tu ai folos și aproape tău are folos pentru credința ta puternică. Ia să văd eu, dacă mă iei așa exemplu de putere în această lume, să muncești tu și să iei tu bani, dar să iei și altul bani pe lângă tine. Nu există așa ceva. Vedeți? Ori credința în Dumnezeu e cea mai puternică
cum spune Scriptura, bărbatul credincios e cel mai mare bogat om din lume. Ați auzit? Cel mai mare bogat om din lume? Bărbatul credincios. Ce înseamnă aceasta? Aceasta înseamnă că el nu-i bogat în aur și argint, în dolar. Nu. El calcă peste acestea. Dar ce bogat? Dacă credincios, în ce bogat? În Dumnezeu. E bogat în cunoștința de Dumnezeu. Dacă are cunoștința de Dumnezeu, el nu are pământul ca bogăție, are cerul. Ai văzut cât e de mare cerul? Soare cât e de mare și față de cer cât e de mic se arată. Vedeți? Deci bărbat, dacă ai aflat un bărbat credincios, ai câștigat și pământul, ai câștigat și cerul. Pentru că fericit bărbatul care n-a stat în sfatul credincioșilor. Și în scaunul celor fără de lege nu a stătut. Vedeți? Deci, dacă ai găsit bărbat credincios, înseamnă că ești cu Dumnezeu. Deci dacă lipsești credința în lume, nu mai are rost să mai fii în lumea aceasta. De aceea, când va veni Dumnezeu la sfârșitul lumea aceasta? Când va veni oare? Când n-a să mai fi credință la oameni. Atunci se arată Dumnezeu. Că dacă nu-i credință, nu mai este rod. Și dacă nu este rod, vine tăierea. Pentru că păcatul, ce este păcatul? Păcatul este tăierea nervilor sufletului. Ți-mi ce spun? Ia, exemplu. Când un om păcătuiește, nu mai are tăria sufletului. Nervii sufletului ăsta la pământ, s-o moleșit. Când bea, când fumează, când desfânează, când îi bea divini de bani, nervii lui s-au moleșit. Nu mai sunt tare. N-ai mai pot numi bărbat. Nu, n-ai mai pot numi bărbat. Credincios nici atâta. Vedeți dumneavoastră. Deci de aceea zic dumneavoastră că credința este cel mai bun lucru pe fața pământului. Aceasta să o însușim noi, credința. Ca să ai credință, trebuie să sugi laptele bisericii ca și cu o hrană. Trebuie să vă hrăniți din învățătura bisericii, din învățătura preotului, din învățătura Sfintelor Dumnezeu și Scripturi, din învățătura Sfintelor Dumnezeu și Părinți, din învățătura tatăl și a mamii, că tatăl și mama, cât ar fi de necredincioși, te învață tot de bine, care înseamnă bine, înseamnă tot Dumnezeu. Deci, aceasta ar fi hrana principală a omenirii, credința în Dumnezeu. Credința în Dumnezeu. Facem ce facem, dăm la școli, dăm stânga, dreapta oameni să studieze cu tare. Nu e nimic rău în asta, să spunem. Dar dacă lipsești credința la acestor tineri, n-ai făcut nimic. Nu. Pentru că toamna se numără boboci, spun bătrânii. Ai să vezi cu ce te alegi la sfârșitul sfârșitului. Cum am văzut de atâtea ori bătrâni, au fost ori miniștri, ori șefi în stat și am văzut că stăteau tot la televizor când se dea sufletul. Vine părintele, nu vine părintele, părinții nu vine părintele. Vedeți? Ia ca sfârșitul acestor studii, acestor funcții înalte, dacă n-ai credința. Nu mai are rost, mamă, să mai trăim dacă nu-i credință. Vedeți? Deci Dumnezeu a spus, oare când vine eu pe pământ, să mai găsesc credință? Normal că nu mai găsesc credință. De aia s-a pus așa întrebare de Dumnezeu. Nu o să mai fie credință. Fiindcă credința este o jertfelnicie. Credința este, dacă vreți mai adevărat, o răstignire a eu-ului de mine, a egoismului. Adică credința este o faptă care tu te străiești pentru altul, care înseamnă altul, înseamnă Dumnezeu și aproapele. În aceste două se cuprinde toată dreptatea lui Dumnezeu, să iubești pe Dumnezeu, să iubești pe aproapele. Ca să faci aceste două lucruri, trebuie să ești pentru ei. Asta, întâi pentru Dumnezeu, că El e viața și altfel nu putem trăi, El e viața. Din ele avem toate. Și doi aproapele, care ce este aproapele? Mădularul Iisus Hristos.
Deci aproape etimătrarul Iisus Hristos. Cum să ocărești pe Iisus Hristos? Cum să furi la Iisus Hristos? Cum să strici fecioara în fete care este a lui Iisus Hristos? Cum? Așteptați nunta legiuită și atunci după lege. Tot frujire înseamnă și atunci când faci acel lucru, dar fii pe lege. Vedeți? Deci Iisus Hristos ne învață că trebuie să slujim în această viață. Nimeni să nu caute o dignă în această viață. Copiii pe cealaltă dincolo. Ați observat dumneavoastră că lumea aceasta a luat o razna cu totul. Eu când eram mic, nu exista concedii la tăticu. Bine, mămica n-avea servit, dar la tăticu exista un concediu. O, când avea dacă liber, avea concediu o lună de zile aproape, atunci mai tare muncea acasă. La câmp, la păduri, unde era nevoie. Vedeți? Ori, dumneavoastră, de ce căutați acum cu atâtea concedii? Și te duci încolo și încoace. Și aceasta nu este un lucru plăcut lui Dumnezeu, ca să știți. Ca să știți. După Dumnezeu nu este, vă spun că inima mea acum, vă spun mai adevăr, vă spune, că eu nu spun nimic la mine, că nu știu ce-ți vorbesc acum. Eu nu știu ce vorbesc, ce-mi dă Duhul. Și spun de ce nu este, ascultați. Vremea acestei vieți nu ne este dată prin ca ceva decât să ne rugăm neîncetat, așa a spus Dumnezeu. Neîncetat să vă rugați ca să nu cădeți în ispită. Neîncetat să vă rugați că nu știți când va veni dreptul judecății toți din ceasul morții. Nimeni nu știe. Știm foarte bine că muri, toți știi că muri. Dar când? Când? Dacă ar ști, zice Scriptura, când vine hoțul să fură casa, ar privechea acel om. Dar uite că nu știm. Vedeți că nu știm? Și atunci neîncetat. Și atunci mai poți să te rogi tu când pleci undeva, când plecăm cu prieteni, cu tare, nu mai poți. Vedeți? Deci fericit omul credincios care duce viața ca un adevărat credincios în această viață. Fiindcă atunci nu mai poți cânta când ai fi mort. Fericit este calea în care mergi tu asupra cât s-a gătit ții loc de odihnă. Păi dacă tu ai căutat odihnă în această viață, cum mai îți găsești de odihnă dincolo? Ce cântăm la toate slujbii sfinte tot cursul anului? Bucură-te, preasfințite Ioane, bucură-te, preasfințite Gheorghe, când această viață te-ai ostenit, ai pribegit, flămând, însătat, prigonit, închis, pentru Evanghelia lui Iisus Hristos. Vedeți? Găsim noi aici de când s-au odihnit, s-au dus în concedii, că au cheltuit banii în concedii, nici de cum. Ai să spui că ai copii. Foarte frumos, încă s-a căzit mult. Mă doare inima că nu sunt mulți copii. Când mi se mă doare inima când se mulțește lumea, cum a spus Iisus Hristos, lumea se mulțească. De-a legi Dumnezeu colonia. Se mulțească lumea. Duriți copii, uite când mergeți copii, uite câte durere pentru creștini, pentru biserică, pentru preot, pentru Sfânta lui Dumnezeu biserică. Ai copii, nu-i nimica. Învață un an școlar, au nevoie de creație, foarte bine. Du-i la țară. Dar îi spui, am vândut pământul ca să trăiesc acum cu legile acestea, cu democrația aceasta. Am vândut pământul. Nu-i nimica, mai sunt oameni care au pământ. Du-și și muncești acolo, mulge vaca, pune-i spare țâțele bine, mulge vaca, vezi, dă mâncare la găini, toacă la răți, la gâși, la curci, pui de curcă, să văd. Da. Aceia au de învățat foarte mult, zis, învață cel mare. O, creștinii, dacă nu înveți de la tine, învață de la cele necuvântătoare. Că ai foarte mult de învățat. Foarte mult ai de învățat. Da. Pentru că tu vezi exact cum lucrează. Că și omul este un animal, dar rațional, să spunem așa. Da? Omul avea, nu e rațional, nu mai avea. Bun Dumnezeu știe acest lucru de fiecare. Deci, să căutați, pentru că viața e prea scurtă. Timpul acestei vieți este prea scurt. Vedeți dumneavoastră în ce situație suntem și anume. Biserica este într-o situație cum este ea. Preoții aleargă în stânga-dreapta ca să îngrijească zidul bisericii pentru că sunt făcute de când sunt făcute așa. Și dumneavoastră, de unde aveți, de unde aveți, mă mir cât vă ajută Dumnezeu când tot de aceasta vă mai bun ați dat la biserică și ajutat biserică. Că altfel n-am avea unde să mai slujim, n-am avea unde să mai aduci Sfânta Jertfă. Pentru că, vedeți dumneavoastră, că acum să legi, îi crăpadă biserica și te oprezi în slujetul trăsa. Vedeți?
Și toți alergăm în toate părțile pentru veacul acesta trecător. Dar dacă noi în concedii, creștinii vorbim, nu vorbim în afară de creștini, de creștinii noștri. Dar dacă noi în concedii venim aici unui pictor, unui zidar, unui eu știu ce este el cu tare, părinte, uite, creștinii din parochia Sfinția ta, uite, în august sau în iulie avem concedii. Hai să ne apucăm să facem mai ceva. Și o să găsiți banii să cheltuiesc la turci sau la bulgari sau, eu știu, în Grecia sau știu mai departe, mai departe. Îi dau la biserică și concediu tău. Și tu nu te odinui dacă citești Scriptura, până ai citit-o niciodată, citești Sfântul Efrem, se zice pe pocăinți, Sfântul Angol de Aur, pe milostenii, și ai să vezi cât de câștigat ești. Vă spun sincer, pentru că eu de acum mă gândesc mai la moarte. Și nu știu cum să mă lungesc timpul ca să mă rog mai mult, citesc mai mult, să mă pregătesc. Nu știu cum scăp din lume ca să fiu mai retras cu mintea cât la Dumnezeu. Asta, pentru că gata, bate, s-a terminat sorocul vieții. Vedeți? Deci, să înțelegem așa. E o soleacă mai brutal, să spunem așa. Dumneavoastră, din ceea ce v-am spus, ceva să faceți. Și este primit la Dumnezeu cât de puțin. Da, zice Scriptura, trăiți-vă cu multă atenție zilele, cu cuvioșii zilele vieții noastre. Ne învață Dumnezeu să stă Scriptură. Cu multă cuvioșii trăim zilele veacului nostru, a anilor noștri. Și aceasta înseamnă că noi, ca să trăim așa, cât mai mult în biserică trebuie să trăim. Cât mai mult în biserică, asta înseamnă cu învățătura bisericii. Nu stai chiar neapărat aici, cu învățătura bisericii. Că fără aceasta, v-a spus, de a se spânzură oamenii, de a cadă în deznădejde oamenii. Și vreți să vă spun ceva? Pe Sfântul Ioan Scararo. Și te bați în piept din inima ta, din au ieșit toate poftele, că ești păcătos. Dumnezeu ne-a mlăstit, fii păcătos și mă miliește. Așa face noi postul mare. Dumnezeu ne-a mlăstit păcătos, Dumnezeu curățește pe păcătosul. Cel ce mai zic, fără de mangă și Doamne, spunem noi acestea, așa se curățește omul prin pocăință. Și adăugăști celălalt, că te bază Duhul Dumnezeu, te bază. Tu numai să încerci să călătorești către El și El vine cu brațe deschise către tine. Fă-o tu un pas și El face toți pași către tine. Dorește-L tu pe El și El se descoperi ție. Deci trebuie să avem o leacă de bunăvoință către El. Dacă nu ai bunăvoință către El, ai bunăvoință către El în lumea aceasta, că de viața aceasta înșelător. Și atunci ai căzut în altă barcă și te neci. Oricine ai fi tu, te neci. Rămâi în barca Bisericii Iisus Hristos. Deci, mergem mai departe, cum a spus, și după ce Sfânta Biserică ne-a învățat
că prin pocăință se iartă de păcatele și prin smerenie, ne-a învățat Dumnezeu că fapta milostenie este aceea care ne duce pe noi în Împărăția Cerurilor, care însemnează milostivirea, îndurarea, iertarea, ajutorarea. Toate faptele acestea de milostivire față de aproapele nostru, nu numai de cei ce ne-au greșit, de cei care sunt în lipsuri, în lipsuri și material și spiritual, cunosc credința, să le dați cărți sfinte să citească, să-i duceți la o biserică, unii preotul o slujește acolo cât mai des, îi explică Sfânta Scriptura credincioși, acest tot faptul de milostenie este, dar acestea înviază, aduc, unesc om cu Dumnezeu. Dragostea aceasta sau milostivirea. Unesc pe om cu Dumnezeu, ne unesc unii pe alții. De aceea noi nu mai avem dragoste, suntem egoiști. Dacă a dispare egoismul, avem dragoste față de alții, ne ajutăm. Lucrul altuia e șateu. Suntem un trup, toți formăm un trup și Iisus Hristos este capul. Dar așa ne-a rupt. Vedeți, ne-a rupt. De ce ne-a rupt? Pentru pusteala din capul nostru. Că dacă a fi înțelepți, atunci am ști că câștigul fratelui și câștigul meu, ba mai mult este a meu, dacă vreți, mai mult este a meu. Care i-am arătat calea sau care i-am dat ceva. E mai mult câștigul meu decât al lui care a primit. Vedeți? Fiindcă Dumnezeu, ca Părinte Sfânt, drept și desăvârșit în toate, El vrea ca toți oamenii să se mântuiască. De aceea se scrie în Scriptură că Dumnezeu este Dumnezeu tuturor. Și atunci așa Mahomedan, a tuturor este Dumnezeu. De aia Dumnezeu poți pe drept, prin nedrept, așa, soare și pe peste alții. Dar mai ales acel credincioși. Vedeți? Dumnezeu acu este. Mai ales acel credincioși. Și iarăși, Dumnezeu se îndură, adică se îndură, iartă-L, primește în casă în Împărăția Lui veșnic, că de cine? Că cel smerit și care tremură de cuvintele Lui Dumnezeu și caută să ne împlinească pe El. Vedeți? De aceea se îndură Dumnezeu. De aceea, când tu vii și spui așa la părinte, părinte, nu am reușit, nici la procedură, la examen, nici eu n-am slăbit, n-am cutat, vin la biserică, dar nimica nu este, nimica. Păi nu este, mă frate, pentru că tu nu cauți să împlinești voia Lui Dumnezeu. Tu nu tremuri din învățătura Evangheliei Lui Dumnezeu, nu tremuri. Ce înseamnă să tremuri? De frică te bat Dumnezeu? Nu. Să te miști în sufletul tău, să pui început bun pocăinții tale, să părășești întunerii pe această lumea neștiinței de Dumnezeu. Asta înseamnă. Adică înseamnă mai exact să te îndrepti cu ochii către Dumnezeu. Întoși ochii de la veacul acesta și îndrepti ochii către Dumnezeu. Aia dacă faci așa, te hotărăști așa, atunci Dumnezeu se îndură. Îți dă și examenul, îți dă și serviciul, îți mulțește și pâinea, plouă la vreme, răsare la vreme, roade din câmpul nostru mai departe. Vedeți? Cum zice Scriptura, cei care slujesc cu Dumnezeu vor mânca, se vor sătura. Cei care nu slujesc cu Dumnezeu vor mânca, dar nu se vor sătura. Ce spun oamenii când mi l-am? Spun așa, părinte, am de toate, am și BMW-ul, am și pescării, de ce? Unii se scaldă, cum se cheamă, în spate, piscine. Am și piscină, am de toate am. Dar, părinte, parcă n-am nimic, nu mă mulțumesc nimic. Păi asta este. Nu te mulțumesc pentru că nu ai ce. Asta, mă, n-ai credință. Nu... Când citești Cuvântul Dumnezeu, nu te miști către El. Dar dacă vezi vinul, te miști către El. Dar dacă vezi dolari, te miști către ei. Vezi? Asta, adică nu ai lucrare. Nu, inima ta e încă împietrită. Deci Dumnezeu vrea ca inima ta să se logodească cu El, mamă. Ai văzut când te-ai botezat? Ce spune Scriptura că tu și eu m-am botezat? Ce spune? Spune așa, că din acea clipă, când preot te-a băgat în aghiazma aceea făcută, a văzut, de tripadul în preot cât a fi acolo, a făcut aghiazma, da? Și-o pus și Sfântul ulei simțit, vă dați seama. Bagă pe copil acolo în pielea goală și îl bagă tot până la fund și îl scoate tributare. Ei, în acea clipă, care s-a botezat omul acela, s-a făcut dintr-o dată Fiul al lui Dumnezeu. Și de acum el este dator să slujească Dumnezeu. Și ziua și noaptea. S-a făcut Fiul al lui Dumnezeu. Cetățean
a cerului. Este a cerului omul, nu? El de asta puse pe pământ. La început nu stat oamenii mai mult pentru că și Dumnezeu era mai mult că e, pentru că n-aveau atâtea luxuri, mașini, se repare avioane, se o zboară, am pisut, nu, oamenii erau cum i-a învățat Dumnezeu. Din pământ era hrana, îmbrăcămintea și pământ și urețele țineau sărbătorile, aduceau jertfe de 7 ori și 10 ori pe zi. Acum aici, luni, marți, miercuri, pusemii la biserică. Vine mai odată, de săptămâna, atunci și să mai trăiască oamenii 900 de ani, 1000 de ani, și să mai trăiască. Iar asta numai 70 și când nici 70 mai trăim de multe ori. Nici atâta. Pentru ce? Ți-am spus care. Pentru că nu avem... Dumnezeu vede în toți știți așa că oamenii nu caută, nu-i mișcă clopotul, nu-i mișcă toaca, nu-i mișcă Evanghelia, nu-i mișcă omul, tata și mama. Puțin. Se accidentează mașinile. După accident, o leacă, fac cruce, o uita de accident. Eu rămas semnul pe față. Dar uitați, mulțumesc Dumnezeu, până la sfârșitul vieții lui. O uitați, vedeți? Deci, cum am spus dumneavoastră, și după ce Dumnezeu ne-a învățat toată cea prin Sfânta Sa Biserică, a spus că noi toți trebuie să ne înfățișăm la ziua judecății lui Dumnezeu. Toți trebuie să ne învățăm la ziua. Deci toți, absolut toți, dar nu toți vor fi judecați. Toți Scriptura zice. De exemplu, văduva trece ca fodă prin locul. El va mai fi judecată. Care-i văduvă? Păi Scriptura. Care a ajuns la vârsta de 60 de ani, în acea secundă, e scris în Cartea lui Dumnezeu prin lista văduvilor și numai va fi judecată dacă a avut un singur bărbat, o crescut copii care au dat Dumnezeu și e știut de toată cetatea, orașul, ca o femeie vrednică, cum cândva Ana, fata lui Fanuil, avea 84 de ani și o trăie numai 7 ani cu bărbatul ei și după aceea o sta numai în biserică. Stându-mă în biserică, a făcut Dumnezeu prorocit. A cunoscut pe Dumnezeu, a cunoscut venirea lui Dumnezeu în biserică cu mama lui și cu părântul tatăl Iosif și toate celelalte căști dumneavoastră. Deci vezi biserica unde te înalță. Te înalță să știi ce ieri, ce azi, ce azi, pe multă vreme. De aceea, mama, când știi că e duminică, nu aștepta să mai stai în pat. Prima scoală-te și Dumnezeu te înviorează și să vii primul la biserică, te rogi, vezi atunci ce e în biserică, te vii covor, vezi că strana e julită, dacă vii acum nu vezi ce e în biserică asta. Dacă vii atunci, vezi, atunci inima te îndeamnă. E ies să văd eu, am să facă ceva la biserica aceasta, pentru că pentru tine îți faci. Știi din viața Sfântului Apostol Toma, cum el și-a făcut palatul în cerul. Palatul în cer și-a făcut. Pentru că nu, tot ce a avut în acea, o dat lui Dumnezeu. O împărțit la săraci și plat în cerul a avut. Așa și dumneavoastră. Deci, fiți răvnitori pentru Iisus Hristos. Nu vă curțați trupul când e vorba de canon, de rugăciune. Nu. Dar ești obosit. De multe ori nu s-a obosit, dar ce fac? Plec de acasă cu casă, zic rugăciunea. Din timpul zilei, văd că gata, încep rugăciunea, amint, păi te știi rugăciunea de tari, dimineața, paracrită, știi, păi așa am de zile aceeași rugăciune, păi ce ai făcut atunci? Ha? Cum stiești clasa examenului acelui 25 de femeie văzduhului? Te știi pe de-a rost? Acă a zis să pune vestea, mă ajută, te știi pe de-a rost? Păi mama ta, ca creștin să știi. Păi își dea nota 10, pe-și dă nota 10, te întreabă învățător, și știi. Este trebuie și eu, știi? A, să duci și învață. Nu așa, vii repede în grabă la părinte, spui doi cuvinte și vrei să te împărtășești cu Dumnezeu când ai dat căruia tremură și vii și moși și munții. Da. Vedeți? De te simt cu luare aminte la viața noastră că tare frumoasă e credința. Tare frumoasă biserica. Deci dumneavoastră mi se știți, pentru că lipsește credința, de-aia se întâmplă lumea să se întâmplă. De-aia ne-a luat cu totul, ne-a luat europenii pe noi, cu totul ne-a luat cu totul. Pentru că lipsește credința. Ia, poporul Israel vede Scriptură. Ce spune Scriptura? Ce se face în acest popor, a zis lumea aceasta? Ce se face? La poporul Israel tinesc. Băi, n-aveți ce se face, trimite scoale. Ca cu noi români, am fost scondiți din câteva zeci de ani, am fost scondiți. Ce face acest popor ca să luăm țara? Și apoi ne-a luat-o. Dar ce-au făcut? Acest popor român se închide lui Dumnezeu.
fac biserici, monahi, monachia trecutare. Ce să facem? Ce să facem la poporul israelitenesc? Ce am zis să-i facem? Ei jertfesc Dumnezeului celui viu. Aduc rugăciuni, fac slujbe multe ori pe zi. Hai să-i îngreuiem, a zis, cu ce? Să-i robim, așa chiar, să-i robim cu ce? Cu munca. Și le-a dat muncă și nu mai aveți să merg la templu să roage, să aducă jertfe. Azi așa, mână așa, au văzut că blocurile sunt bune, au apărut cai, căruțe, au apărut ce m-a apărut cu tare și s-au depărtat oamenii de Dumnezeu. Și Dumnezeu a blestemat și a pedepsit și a trimis egipteni 500 de ani aproape în robie, pe fața întregului pământ cu tare, au umblat pe mesul tare și acum pune găsesc și apucă. O găsesc România, gândi-te drău, ați sântat pe munte toate, au intrat aici. Vedeți? De ce? Fiindcă ne-a prins în opsai, cu credința slabă. Credința slabă. Copiii noștri sunt cum sunt, noi suntem cum suntem, așa, nu cere sfat la biserică. Ce cere sfat la biserică? Cere sfat la părintele. Întru toate. Poate să vând, poate să nu vând, poate să dau copilul acolo sau dă... Întrebați? De aia sunt preoții. Da. Deci mergem mai departe. Și deci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea dreptului judecător. Toți. Absolut toți. Dar văduvii nu. Dar cei care s-au judecat în această lume, nu. Dar trecem prin fața lui Dumnezeu. Trecem. Tot trupul trebuie să se înfățișeze înainte. Pentru că, de a fi viața noastră cât de sfântă, tot nedesăvârșit este înaintea lui Dumnezeu. Și atunci trebuie să trecem pe acolo ca să ne curățească de Dumnezeu, să ne binecuvânteze Dumnezeu, așa, ce binecuvântat El, binecuvântat va fi pe vecii vecilor. Te-o dat de-a dreapta, acolo rămâi pentru veșnicia fără de sfârșit. Te-o dat de-a stânga, gândiți-vă bine, în chinul iadului, acolo rămâi. Dar omul tată bunicul, oare tot acolo fi și acum? E, dacă ai să se roage pentru ei, așa ne spune Sfântul Atanasa Alexandrie, cel care a apărat credința, biserica la Sfântul II Economie de la Niceea. Ce spune? O, creștine, mergi adesea la cimitir, aprinde lumânare, aprinde candelă, tămâiază și oșorare vei face sufletului. Dar dacă mă aduce preot acolo, atunci mamă își face liturghii să dezleagă păcat, pentru că zice Scriptura. Nu vreau să știți să voi să rămâneți într-o neștiință despre cei care au adormit, nu care au murit, cei care au adormit. Dacă credeți în Iisus Hristos, aveți viață în voi. Deci dacă acei bunici, tați, părinți, copii, oameni care au trecut la Domnul dintre noi, au murit în dreapta credințe, atunci ei sunt scriși în carte, dar nu prea am învățat bine lecția credinței. Și atunci, dacă scriși, am o putere asupra lor. Eu sunt scriși acolo. Adică am botezul creștin adevărat, s-au închinat lui Dumnezeu, dar au niște păcate, care ori le-au mărturisit, ori s-au făcut de ele, ori alții nu mai știu cât păcat, și-au plecat așa. Ce faci cu aceea? Cu aceea, biserica are toată puterea, de aceea zice, fără liturghii. Părinte Cleopa la Sestria, venim la proscomedie și ne săturam câte părțile părinte, dar zici, numai moși pomeneți, vin în pomeneți. Măi, cine își mă aduce aminte de părinții mei, de cei care am cunoscut eu? Ăștia tineri, ăștia care sunt în viață, se accidentează, păsesc ceva, ne ajutăm unii pe alții. Dar cei care au plecat și numai la moși scoate părticele, vedeți dumneavoastră? Părticele, proscomedia, liturghia, Sfânta Liturghie. De aceea dumneavoastră trebuie să prețuiți zilele, fiecare zi, nu spun că ești tânăr sau bătrân sau bolnav, vin la biserică, adu jertfă, tăcei, colivă, vin, pâniță, ceai mătare, adu pentru sufletul cel adormit și preotul să slujească. Și să iată păcate, că asta e rolul bisericii. Cine te-a judecat prima dată pe mine? Dumnezeu, cine pe mine? Părintele meu, eu cine-s fiul lui Pădar. Apoi o rânduit Dumnezeu mijloace, mi-a dat mână în gură, că acum ar fi, băi, ți-a dat materialul. Avocatul se apere. Aia avocatul nostru este biserica. Asta e ziua judecății. Am prietenie cu biserica. Nu judecați biserica, lucruri biserice și slujbe și toate cu tare. Pentru că ea
ați auzit dumneavoastră de soțul era Spiridon, ca să știți și asta. Și a dat să facă o slujbă și el era mai bătrân acum s-a adică Sfântul, era mai bătrân. Și a zis diacon, nu luge slujba, pentru că eu nu pot să stau ca tine. Și a zis, da, să lungească slujba cu vocea lui frumoasă. Și atunci a zis, să stacă gura. Și a amuțit mama. Ai văzut că a amuțit? Da. Deci scrie în legii, preot poate să lungească slujba, dar poate să o scuteze. Ai înțeles de ce? A problemele nu îmi știi că e părinte. Ia spune mama mea acasă. Mamă, mamă, numai mamă să nu fii. Mă părinul zic, cât este în capul meu, cât răspuns să-l dau la Dumnezeu, cum v-am născut, cum v-am crescut, cum v-am văzut toate celelalte. De dau pe un preot care atâtea sunete pe capul lui. Nu-i simplu, mamă. Deci, repet, dacă ești creștin adevărat, nu vei judeca absolut nimeni. Nu ești creștin adevărat, vei judeca pe toți. Și când începi să judeci, te aduci ca tăvălucul. Toți pe rău, toți pe rău. Pe mine niciodată. Dar pe rău tot te duci. Ca să știți, mamă, eu sunt de experiență. Când am început să mă interesez cinciara, cinciara, am căzut și cu rugăciunea și cu pocăința cu toată. Tot pe rău, tot pe rău. Te vine niciodată. Dar pe rău tot te duci. Ca să știți, mamă, eu sunt de experiență. Când am început să mă interesez cinciara, cinciara, am căzut și cu rugăciunea și cu pocăința cu toată. Cu toate că. Ca de mână, ca de tot. Te ridici cu una, treci cu mai multe. Da. Cu păcatul atrage altă păcat, așa și virtutea. Atrage după una și cealaltă. Deci gândiți-vă cât e fricoșător a schina zorul și de cărții. Că din toate vă fi întrebat atunci, din toate. Dar să nu crezi că te întreabă Dumnezeu, ai fost tu acolo? Ai zis, nu, așa mă, nu, că Dumnezeu a toate scriitori. Ai zis, nu, așa mă, nu, că Dumnezeu a toate scriitori. Să deschid cartea vieții. Și cum te-ai uitat, mă, ta, uite, ai văzut asta deodată până în camă, dar nu poți să vorbești deodată, dar le-ai văzut deodată. Așa și atunci, s-a deschis cartea, ți-ai văzut fața deodată, ți-ai văzut faptele vieții deodată, le-ai văzut. Și tu singur, sau eu singur, mă duc de-a dreapta, de-a stânga. Fiindcă într-o strălucire Sfinților, cum ai să intru tu sau eu? Uite, intră acolo un murdar aici, sau într-o casă frumoasă, părinte murdar, și vede lumină, frumos pe jos, nu poate să intre murdar, vrei să-l discaute, vrei să-l disbrace. Dar păi, acolo, unde va fi cele ce orice n-a văzut, ureche n-a auzut, la inima omului s-a sfânt, că te-a pregătit Dumnezeu pentru cei care în această viață s-au înfrânat, au răbdat crucea, au răbdat durerile de la apropiat, pentru că spun creștini, spun așa, părinte, nu mai pot să mai mea aproape să vii, toți mă urăsc când fac cruci, când sunt post, așa potriva credinței. Deci, vedeți, toți acei care ați răbdat credința în această viață veți fi răspătiți cu viața veșnică. Deci, să căutăm, să împuțânăm dosarul de judecat, cum ar veni, să-l împuțânăm prin spovedanie. Acum, să ne aglomerați pe părintele spre sfârșitul postului, din timp luați-o, tată, din timp. Acum ai ocupat prima săptămână și ultima șaptea, spre o să ocupați. Dar că e canonul cel mare și pe cealaltă săptămână, ultima, spatele Mântuitorului Iisus Hristos. Dar celelalte, câte mai sunt 5-6, puneți să mergi din timp să vă spovediți. Luați legătura din timp cu preoții ca să vă poate spovedi cum trebuie. Nu vă duceți la un moment când nu-i potrivit, cum s-a spus, că ei sunt foarte ocupați. Da. Ei, unul, noi suntem atâția. Du-te mă tare la undeva, la un birou, tu pe casă, te-n-a programul. Vezi? Dar bieții preoți stau continuu pentru noi. Deci, să căutăm, să ne aducem aminte de judecată. Ne aduce aminte de că murim, suntem muritori, ca să împuținăm dosarul, să împuținăm păcatele. Mergem mai departe și ne învață Sfânta Biserică în aceste zile că prin Sfântul Ioan Evanghelistul, cel care este născut din Dumnezeu, nu mai păcătuiește. Ați auzit? Fiți atent, mamă. Aceasta înseamnă așa,
că Dumnezeu ne-a cerut această naștere. Deci te naște Dumnezeu în apa botezului, prin apă și Duh. Nicodim, Nicodim, se va naște omul din apă, Duh, după aceea intră în Împărăția Cerurilor. Această naștere trebuie să o avem cu toții. Asta nu e scris ca altă veție. Dar îți plătesc această naștere. Te murdărești, te schimbi. Așa, nu mai rămâi duhovnicesc. Și atunci Dumnezeu cere naștere a lacrimilor, naștere prin pocăință. Naștere cu totul în Duh, prin pocăință, prin lacrimi, prin părăsirea, prin o întoarcere totală de la, de la păcat la virtute. Această naștere este ca și prima a botezului. Nu-i deosebit. Nu-i deosebit. Și când avem această naștere, noi nu mai păcătuim. Ai văzut când pleacă omul de la spovedanță, nu-și proaspăt? E hotărât, e îmbărbătat, e fericit și devine un ostaș puternic împotriva păcatului. A luat pavăza credinței, l-a întărit preotul, l-a iertat Dumnezeu de toate. Îi dă și Sfânt metru și sânge. Așa pentru pocăința lui. Ai văzut cu Sfânta Maria Egipteanca. Ieri o păcătuit și mâine s-o pocăit și-o împărtășit. Te-ai întrebat de ce așa repede? Pentru zdrobirea inimii ei, pentru părăsirea ei, pentru totdeauna a păcatului morții. A părăsit moarte pentru totdeauna. Și a trăit în locul pustii, în locul fără desfătare. Și-a omorât pisirii total și-a rămas în viață pentru tot deauna, pentru nesfârșitele veacuri. Știți? Deci când omul se naște prin rugăciuni, prin spovedanii, prin citirea unui cărți sfinte, o citești adevărat în Duhul cărții acelea, tu te naști din nou, devii o creatură nouă. Zidit după chipul așa, asemănarea lui Dumnezeu, care de acum nu mai cunoști lumea aceasta. Nu vrei să o mai cunoști. Ce se face în trânsa, ce are în trânsa, nu mai te interesează. De acum tu cauți să-L cunoști numai pe Dumnezeu și lui unea să-L slujești și de El să te temi și pe El să-L bucuri și asta e viața unui om născut după Dumnezeu. Deci care păcătuiește, nu l-a cunoscut pe Dumnezeu. Vedeți? Și că în vremurile acestea, spune Sfântul Ioan Evanghelistul, ne spune acum la apostol, în timpul acesta, că vremurile sunt foarte grele. Da, ai văzut McDonald's, Carrefour, reclame, haine scumpe aveți dumneavoastră, de toate, casă frumoasă, curent electric. Îți vremuri grele? Pâine, de toate feluri de pâine. Vremuri grele? Foarte grele. Nu de pâine. Nici acel tânăr din Sfânta Evanghelie n-a suspinat câți argați ai tatăl meu, duc bine, o duc bine, au de toate, nu duc lipsă de pâine și o mor ai de foame. Ce foame avem când avem pâine? Că mânca roșcovi? Mânca păcatul, că pe o roșcovă. Da. Și aceea nu se îndestula, pentru că păcatul e o poftă nesățioasă. Nu mai stai după câte poți să-l faci. Dacă nu mai faci, slavă ție, Doamne, că trupul devine duhovnicesc. Deci, e vorba de răutatea oamenilor. Și zice Sfântul Evanghelist că în vreme din urmă oamenii vor fi primul lucru, iubitori de sine. Și mai departe, nu iubitori de Dumnezeu. Iată, s-a scris Scriptura. Iubitori de sine, dar nu iubitori de Dumnezeu. Doi. Vor fi, cum? Iubitori de arginți. Iubitori de desfătări. E Scriptura. Lăudăroși, trufași, trădători. Vor trăda frate pe frate, mamă pe tată,
și copil pe tată și pe mamă și tot așa, și mamă pe copil, și noi pe preot, și preotul pe noi și tot așa. Banii vor fi trădători. Oamenii în vremurile din urmă să îngrijesc de viața aceasta tăcătoare, de trupul nostru tăcător, dar nu de suflet. Nu de suflet. Deci, din cauza aceasta este rău. Copiii nu mă ascultă de părinți. Gândiți-vă ce dramă mare. Dar nici părinții nu sunt exemplu bun pentru copiii lor. Că dacă părinții ar fi exemplu bun pentru copiii lor, ce frumos ar fi. Că ar crește de, n-au cum să bată așa și așa, n-au cum. N-au cum, că nu vede, n-au curaj copiii să ceară ceva, că părinții, la părinții nu văd așa ceva. Ei aud, poate și văd, dar dacă în casă nu este, atunci păi e o frână, e o frână. Pe binele copiilor. Și atunci, și când mai târziu. De aceea a spus Scriptura că se mântuiesc tata și mama prin creșterea copiilor în frica de Dumnezeu. Și atunci, cum am spus, de aceasta este greu, pentru că zic oamenii așa acum, păi mă tem, eu știu ce au oamenii și-am gând. Deci mi-e teamă, mi-e frică să vorbesc, pentru că eu știu ce se întâmplă, da? Pe cum? Tu ai văzut Mântuitorul Iisus Hristos? Oamenii aveți să-L vândă unul din ucenici, aveți să-L umare mai mari preoților din preonul cu archelei, cu tare și cărturare, farisei și tot așa mai departe, și El s-a dus ca în casa Lui, la copiii Lui, neștiind, vorbește Scriptura, care se puie lemn amar în trupul Lui. Când l-au întrebat îngerii, de unde sunt înroșite haine, ce ai păsit? Copiii din casa mea, mi-a făcut ce vedeți, copiii din casa mea. N-am știut copiii mei, chiar așa se a să-și bată joc de mine să mă omoare. După ce l-am făcut mai bine, vedeți? Ei, și când tu sau eu, din casa ta, să ai vrăjmaș, e normal ceva? Suntem noi creștini, iubim noi pe Dumnezeu, ne temem noi de Dumnezeu, așteptăm noi viața veșnică. Cum aștept? Da. Cu ură, cu mânie și toate celelalte rele. Deci, să căutăm, iubiți credincioși, să petrecem cu o sfințenie viața noastră. Fiecare să se îndrepte în căile lui, să meargă drept în căile Domnului, cum am mărturisit la botez. Să mergem drept în căile Domnului. Când te miluiește preotul cu Sfântul Mare Mila picioare, să meargă aceste picioare în căile Domnului, în altă parte. Cu ochii aceștia să vadă purrea lumina lui Iisus Hristos. Urechii lui să audă purrea glasul Evangheliei Domnului, Dumnezeului lui. Vedeți? Da. Și tu, Doamne, să-i asculți, de câte ori îți cere ceva, glasul El asculți, s-a rugat biserica pentru acel nou botezat. Vedeți, mamă? Și i-a pus Dumnezeu înger, i-a pus părintul pești, părintul uvicet, o grămadă de oameni se ocupă de un suflet. Vedeți? Câtă grijă are Dumnezeu de biserica Lui? Dar noi, cât atenție dăm la bisericii, care s-a numai spus că spune biserică, nu trebuie să înțelegeți. Înțeamă Iisus Hristos. Ai grijă, biserica pe Iisus Hristos. Ai la biserică, ai la Iisus Hristos. Ai ceva nevoie, ce la Iisus Hristos. El e mijlocitorul ca să ne iertă un păcat. Nu Tatăl, iată, în păcate, ci Iisus Hristos prin Duhul Sfânt. Deci, să căutăm cu multă atenție să fim pildă pentru copiii noștri. Cum preoții trebuie să fim pildă pentru dumneavoastră, așa părinții trupești să fie pildă bună pentru copiii care au născut ca să se mântuiască. Să scăpăm de judecata, de chinurile cel fără de sfânt ale iadului. După aceea, tot noi părinții trebuie să fim și îngăduitori cum Dumnezeu ne îngăduie cu noi mari când greșim, noi să fim mai îngăduitori copiii noștri, noi să certăm, să mărtăm pentru că de bună seamă că dacă au făcut ce au făcut, au alunecat, au auzit, au văzut, au fost tentați să adu-i măta ca părinte știind, poate că ai trecut prin acelea și te-ai izbăvit credința în Dumnezeu,
atunci fii milostiv și tu cu ei. Cum a fost Dumnezeu cu tine, când te-a primit Dumnezeu, primește și pe ei și încetut, încetut, ea să vină la cunoștința de avânt și a să meargă și ei, și ei pe calea lui Dumnezeu. Vreau să vă spun dumneavoastră, iubiți credincioși, și în același timp vorbim pentru toți, pentru noi preoți, pentru dumneavoastră, că în afară că aceste vremuri sunt grele din cauza noastră a oamenilor, prin toate sențe pe deasupra, vedeți dumneavoastră că suntem turbulați din toate punctele de vedere. Și ce este mai dureros când suntem turbulați, că nu cunoști calea pe care trebuie să mergi. Că dumneavoastră auziți în lume, părinte, ce să mai facem, cum să mai credem, o să ne mai ducem mai departe. Vă spun acum din tot sufletul. Tot omul care își ține credința, credeți în Scriptura, ceea ce ați auzit la început, ceea ce vă da biserica la început, aceea să țineți. Predanile, cum știți din părinți, cum făceau părinții altă dată, așa, nu se puneți când moare cineva, pui bani la ochi, pui să aibă bani prin acela. Băi, fraților, dar nu știți că așa se nebuni cu totul. Da? Deci ce ați apucat de la început? Că n-a murit tata, mama, copilul și n-a murit, preotul chem prima dată. Că n-a murit născătoare, Dumnezeu, ce-a făcut Dumnezeu pentru ea? Învățați că totdeauna vin la biserică. Biserica este o școală a școlilor. Universitatea universităților. Ce-a făcut Dumnezeu cu Maica Lui? Ce-a făcut? A trimis preoții. Pe apostol i-a trimis, nu? Și ce-a făcut apostolul? A mâncat, a băut? Nu. Rugăciuni. Rugăciuni a făcut. Rugăciuni au lăudat pe Dumnezeu cu Maica, vedeți? Au tânguit, au plâns. Da. Ce-a făcut Maica Domnului când a murit Fiul Iisus? Ce-a făcut? Prima mergere la mormânt a făcut-o mama noastră pentru fiul ei. De ea avem tradiția aceea să mergi la mormânt când moare cineva. Nu da cineva. Nu mai făcea oameni până atunci. Vedeți? Da. Și ce făcea acolo? A privit lumea cu Sfânta Magdalena, cu Salomea, cu Ioana, cu Huza, cu mai departe, Maria, așa. Și a aduce o tămâie, lumânări, să tânguie o plângea acolo cu tare. Vedeți dumneavoastră? Așa trebuie să faci în lucrare. Asta e credința, mamă. Ceața pe care a început acest nu spune că, păi, acum nu mai este așa, părinte. Credința este una. Dumnezeu este unul. Cum e și așa în viață. Cum a fost la început, nu mai spui mă tare de vreme, de timpul, de nu știu ce, nu știu cum. Ține credința că m-a apucat la început, până la sfârșit. Așa predă-o, așa fă-o, ca să poți mântuie prin ea. Că dreptul prin credință va fi viu. Credință care înseamnă unit cu fapta bună. Că credință nu poți să vezi dacă nu ai fapte bună. Dacă ai fapte bună, să ales credința. Avram i s-a socotit credință când? Când a făcut fapte bune. Dar nu făcea fapte bune, nu s-a arătat credința. Care era fapte bună? A adus copilul său jertfă pe Isaac. Dar le-a spus Dumnezeu, înainte de a aduce jertfă, prin Isaac se vor binecuvânta toate semințiile lui Israel. Păi cum să se mai binecuvânteze, să mai mulțumesc prin Isaac, dacă tot pe să-l omor, Doamne? A zis Isaac așa, Avram așa, n-a zis așa, dar ce a zis? Eu cred, dacă Dumnezeu ne-a spus să ne omor copilul, tot Dumnezeu a spus că Isaac a să nască, să facă, să mulțumesc lumea aceasta. Și dacă a zis așa, eu îl omor. Dar Dumnezeu îl înviază. Ai văzut, mamă? Asta e credința, mamă. Asta e credința. Nu spui că dacă îi dau casa, unde mai trăiesc eu. Dacă îi dau pâinea, ce mai mică de sare. Dumnezeu este atot puternic, nu puternic. Dar să fiți lucrători a credinței. Care înseamnă fapte bune. Faceți fapte bune. Nu vă încurcați cu lumea. Nu căutați, v-am spus, deci eu sunt mâhnit peste măsură. De ce? Fiindcă foarte mulți oameni, foarte mulți oameni, eu v-aș spune și numele acum cu tare, când aud cu chestii de acestea, cu hârtii, că să caut pe internet, că a fost patriarhul acolo, că s-a dus episul acolo cu tare, eu când aud acestea, am venit să intru în pământ de viu, fiindcă Dumnezeu ne-a spus, plângeți-vă pe voi și păcatele voastre.
plici tu păcatele tale. Ești îmbrăcat în doliu. Ce înseamnă doliu? Înseamnă batic negru și barbă neagră? Sau albă? Nu înseamnă asta doliu. Ce înseamnă doliu? Tânguirea inimii din jertfă primind Duhul umilit inima în frântă spre Dumnezeu, nu vă urgiți. Toți care vă ocupați de acestea, ascultați, vă spun, a scăzut din hata. Eu am mâncat ca Părinte Cleopa Ilie. Păi nu merge atunci patriarhă, nu merge prea mitropul și Antonie, Ardealul, dacă știi, nu merge prea felice de agrican, de licutare. De ce nu ați mai catristită ceală, măi? De ce nu am mai face? De ce? A, că spui că nu era internetul, nu era cutare. Mamă, să vă spun ce, eu sunt părinte și eu știu ce vorbesc, nu sunt beat. Eu vreau să vă mântuiți cu toții, la curăța de adevăr să ajungeți. Că dacă repet, dacă n-ai credința curată, n-ai credința Sfinților Părinților lui Avraam, lui Isaac și lui Iacov, nu puteți fi fii al Dumnezeu lucrători ai faptelor bune. Când a început, vă uitați pe internet. Eu, repet, puțin telma și-o dispărut de la pornor. Avem un singur de ceala, cum se cheamă, care, cum se cheamă, când apești cu acela, face așa, cum se cheamă? Click. Ha? Care te miști cu aici ceala pe hârtie? Ei, avem un aparat de ceala, cam nu că am vrut noi. Au vrut tachii pe Sofia și facem documente din mănăstiri cu tachii, eram cu totul în urmă. Dar a leptă, mai deși am trezit de leptă. Bun, așa că nu mă pricep. Uite, oamenii știu că eu nu știu să dau mesaj, număr mesaj. Îți zic, dă mai încerc biserică, nu știu datele cu bisericios. Nu știu să dau, n-am trebuit, nu mă interesează. Eu asta de rușine îmi port. Mi-e rușine să-l port. Că mi l-au cumpărat oameni, l-au cumpărat oameni, plătesc telefon, nu plătesc. Deci vreau să vă spun. Când ați început, că internetul e satana. Ascultați și vă spun că eu dintr-o bucată, ți-am spus. Deci internetul e satana. Și ce înseamnă că e satana? Că ai să spui, cum mai e satana ăsta? Da, e satana. De ce e satana? Ce este Scriptura? Nu tot izraelitianul este izraelitian. Dar care este izraelitian? Adică evreu. Care evreu? Care face fapte evreului. Nu toți creștini sunt creștini, dar care sunt creștini? Care fac faptele credinței. Așa e creștin. Degeaba ai botezul. Degeaba ești călugăr. Dacă faci faptele călugării, nu mai ești călugăr. Înțelegi? Ei, dacă te uiți la internet, ultimele poți să uitați în ceaslov. În ceaslov ultimele. Chiar dacă te uiți, ascultați, vă spun că eu sunt părinte, voi toți părinți sunteți. Și ne învățăm unii pe alții. Eu cât învăț la dumneavoastră, dar trebuie să știți că eu de-a dat învăț credința. Nu, că n-am citit în cărți eu. Când se vă uitați în internet și-o dus ce? Harul Dumnezeu. Ce Harul Dumnezeu? Este o lumină, mamă, care vede peste lumea aceasta. Peste lumea aceasta. Când numai această luminiță, vezi lumea aceasta, ca porcul, vezi ca porcul. Vezi case, străzi, mașini, bani. Și atunci te ocupi ca porcul. Să mănânci, să aibă bani, să aibă casă, servici bun, fată bună, băieți buni și mai departe. Când tu nu te mai uiți la internet, internet, televizor, telefonie, viața modernă, tablete, cum se cheamă, o foine, cum se cheamă ele, așa, acum sunt multe linii de astea, Facebook, multe, cum se cheamă ele. Ei, în măsura în care te-ai uitat la aceștia, lumina lui Iisus Hristos numește în inima. Faci rugăciunea dintr-o obligație, dintr-o canon. Dar inima nu mai vibrează, tu mai trăiești pe Iisus Hristos inima ta. Scurt pe doi. Eu am pățit-o mamă. Eu personal am pățit-o. Da. Nu altcineva. Și eu vă spun din ce simt de Dumnezeu. V-a spus că nu știu ce să eu. Putem din naștri din părința la asta, păi eu mă gândesc de asta, eu câte treburi n-am, Da. Deci aceasta cea mai mare pagubă a omenirii. Doi. Va veni vremea când acestea vor avansa și mai mult. Pentru că satana, zice Scriptura, satana e ultimele momente ale lui, cum ar fi. Când pe toată lumea vă se ducă în ea. Cum se ducă în ea pe toată lumea aceasta? Uite așa o duci cu internetul, mamă. De acum să arate internetul, ce s-a pus cheamă, telefoane, o să arate, mamă. Ce nu v-ați închipuit dumneavoastră să arate pe telefoane? Și s-a ducat satana, ce-am întrebat ce s-a satana? Dacă nu ești în jos inima mea, e satana inima mea.
Și acum vă întreb eu, mă, te întreb și eu, ca un prost, știi că am patru clase. Te întreb, mă, ta, și să-ți răspuns. Dacă, mă, tare, ai acest lucru în casa ta, în mâna ta, te uiți acolo, cum va mai rămâne în tine sau în mine glasul evanghelic ca să urmezi pe Iisus Hristos? Că zice Scriptura, glasul evanghelic Domnul Dumnezeu auzând, lumea a părăsit. Vezi? Când ai auzit glasul Dumnezeu, care e Evanghelia, lumea a părăsit. Care lumea s-a mutat în pustiu. Lumea s-a mutat în veacului. Lucruri, obiecte, băieți, fete, toate ce nu are lumea aceasta. Lumea aceasta nu are rai. Ai dureri, scârbă și o mai departe. Lumea ai părăsit-o. Dacă tu te uiți acolo la internet, vezi lumea pe poftirii ei. Și atunci nu se poate să nu te amăgească ceva de acolo. Și ai să spui așa, asta e bun, asta e rău, asta e așa, asta e așa. Și atunci dacă tu judești pe Dumnezeu, cum să mai te rogi la Dumnezeu ca să dea ție Dumnezeu ceva? Nu-ți mai dă nimic, adică îți dă o sânge. Ești un om rece, zice Scriptura. Numai pe cel care e în clopot pentru mine, acela se va mântui. Care e rece, care e căldicel, nu se poate mântui. Scrie Scriptura, mamă, la Apocalipsă. Pe Sfântul Ioan Evanghelistul. Vedeți? Deci Satana caută pe toți să ne piardă, mamă. Și m-am gândit și eu, măi, oare toți au Biblie în casă lor? Nu au toți. Dar telefonul au toți în casă lor, toți au telefon în casă lor. Și m-am gândit eu, gândiți-vă gândit. Zic, ce să mai spun eu acum dacă și eu am telefon? N-am ducea la scump, am ducea tot vechi. Da. Dar n-am, dar tot telefon, nu pot zic că nu am. Dar m-am gândit. Totuși, măcar să spun, poate că din 10 oameni, unul poate, lor folosesc mai puțin. Dar oare chiar avem nevoie de ele? Are nevoie un ministru, un director de asta, dar nu toți avem chiar nevoie de ele, ca să știți. Nu toți avem nevoie de ele. Dar ți-am spus că e Satana, că Dumnezeu a spus așa, Duhul lui Dumnezeu nu mai este în oameni. Pentru că nu eu i-am părăsit, ei m-au părăsit pe mine. Dar Dumnezeu ne mai îngăduie, pentru că omul este azi creștin, mâni pe gând, azi plânge, iar râde. Azi așa, și atunci Dumnezeu este îndelung răbdător cu mântuirea noastră. Îndelung răbdător. Ai văzut plătița sabare pe telefoane. După aia, telefonia îți ia atâta bani lunar sau cum îți iei votare. Și te amăgezi, zic că îți dau oferte mult votare și o grămadă de bani pe. Da. Ei, vedeți, lumea zăbană, tot la lumea dai. Dar ce-i dat lui Iisus Hristos, te întreb? Pocăință nu, biserica nu o zidești, copiii nu crești, bolnav nu cercetezi, în temniță ne-ai fost ca să ai grijă de se mângâie ceva pe acolo și n-ai fost, atunci cum așteptăm în mântuirea? Ce fapte bune facem noi? Da. Pentru că asta nu desfacă numai unul sau 100. Toți, dacă suntem creștini, desfacem. Ia! Ca să vezi ce înseamnă creștinism. Era un om bolnav, într-o sală. Și s-a dus ceva să ducă unul gem, unul compot, unul o bucată de pâine făcut, unul colțunaș. Și când s-a dus unul, o grămadă, tot sală se ducea acolo. Ai văzut, mamă, creștin? Ai văzut cum era? Așa m-am făcut eu. Dar acum vecinul tău ți-e bolnav și nu te duci. Păi atunci cum să rămână în tine dragostea de Dumnezeu? Ai văzut, am citit în viața Maicii Domnului, o carte mai așa, că Maica Domnului, știți că legea veche era cu leproșii aceia, nu a voie să stai în societate, trebuie să fii depărtați cu totul, erau îmbrăcați așa și scrie, necurat, să fie uitați de ei. Ei, Maica Domnului, când a venit în Ierusalim și a văzut o femeie de ce coitat în cetate și a spus, lăsați-o. Da. Și când a crescut mai mare, se ruga către Iisus Hristos ca să biliască pe toți leproșii. Vedeți, mamă? Ei, când vom fi noi așa? Când vom rămâne, mamă, fără ceea ce are lumea aceasta. Că de aia spune Dumnezeu să urâm lumea. Ca să urâm toate aceste lucruri și obiecte. Să le urâm. Nu să plângi când ți-o la telefon, să plângi când ți-o la teatru, să plângi când te-o dus la câte sunt lumea aceasta blestemății.
De aceea v-am spus dumneavoastră, dacă aveți întrebări, vreau să vă spun dumneavoastră, să căutăm cu toții, la mare, până la mic, să mai lepădăm lucrurile acestea. Că ai văzut ce face satana când zice la pătesitul, măcar egiptean. Am văzut pe satana cu un cojoc, întors fiile, cu o lână prin afară. De toate fiile din lână cojocului erau o trăvă pentru creștini. Plăceri. Și-a întrebat să numai că, dar ce cu șupulețile cu bagăsate prin lână asta? Ce cu asta? Acestea sunt plăceri care dau la oameni. Nu-i place ce? Dau ce? Nu-i place ce? Dau ce? Și cum este vă unul? Niciunul. Toți servezi de la mine. Vedeți, mama? Vedeți? Gândiți-vă. Și mergea aceasta, mergea la călugări, mergea. Și ăsta este vă unul care așa, sunt, mai mulți sunt calcutare. Dar unul care îmi face toate voile mele. Și s-a dus Sfântul, vezi cum l-a vindecat Sfântul. S-a dus măcar înainte, așa, și a zis, frate, ce faci, ce să fac, așa, așa. Uite, eu sunt foarte mâhnit. De ce cu viața măcar e? Mă tăiești, spune, de ce? Mă lupt cu tare, mă lupt cu tare, uite așa cu tare. Prea, părinte, și pe mine acestea, chiar astea mă luptă și pe mine. Și l-a învățat Sfântul să se repede toate cele, pentru că satana l-a respins satana, vedeți? Înseamnă părintele. Da. Așa și dumneavoastră, să vă arătăți ranele la preot. Să nu vă rușinați. Că rușinea, dacă o spui, ai scăpat de rușinea cea veșnică. Dacă nu o spui, aceea e dușinea. Ai colegi de rușini în fața preotului, dar ai scăpat. Dar dincolo de știi, toată lumea își spune ce faci dincolo. Deci asta vă rog pe dumneavoastră. Că de aceea faceți bani împrumut în bănci, de aceea faceți atâta, pentru că vreți prea multe din lumea aceasta. Eu v-am spus, vă trebuie casă, masă, foarte normal. Dar suntem așa creștini, măi. Ajutați unul cu ceva, unul cu ceva și pământul ăla vezi la tată, la mamă, dacă l-ați vândut, atunci e mai grav. Părinte, eu aici balan, așa spune, să nu vede pământul, nu vede pământul. Nu vă uniți cu Europa, nu vă uniți cu Europa. Dar dacă ați făcut-o, acum suferim. Suferim acum. Ce crezi că e o bucurie? Nu e bucurie, mamă. Nu e bucurie. Deci, să căutați, să trăiți mai creștinești cum ar vine. Doi, să aveți grijă copiilor. Să nu vă mai despărțiți familiei, soț, soția. Că preotul ce-a unit aici, nu mai puteți despărți. Dacă te-ai curunat, nu mai ai voie să mai despărți. Niciodată. Dacă apar anumite probleme grave, adică prea cu vii sau mai știu eu ce necredințe sau boli grave, pui pericol viața ta, a soției, că e vreo frenic sau eu știu ce boală mare, psihică, mai merge cumva cu dezlegarea preotului. Dar, mintele, n-aveți voie să vă despărțiți. Trebuie să răbdați. Trebuie să răbdați. Nu vă mai despărțiți. Că până muriți, vă numiți prea curvare. Gândiți-vă. Și prea curvare nu știți că părăți cerul. Prea curvare nu se primește liturghia, nu se primește milostenia. Nimic nu se primește. Gândiți-vă dumneavoastră. Trebuie să răbdați. Oare preotul nu radă? Oare o mamă care e însărcinată nu radă? Oare copaci care stau într-un loc care vreți să vadă și ei Chișinău? Stai aici în București, copacul cealaltă. Ha? Nu vezi că toate radă? Toate radă. Toate la un cap la pământ la cealaltă radă. Pe aia zic că toată creația radă. Deci Scriptura sunt Pavel la Tesaloniceni. Toată creația Dumnezeu radă. Și așteaptă o schimbare toate. Dar vezi că radă nu se rezolvă pe ele și că ascultă. N-am mai putut pe dreapta. Vă rog frumos că greu păcat faceți. Foarte greu păcat. Răbdați că nu v-ați rinit să căsătoriți cu Ios sau cu Vasile. Răbdați ca să rămâneți în comuniune cu Biserica, cu Dumnezeu, cu Sfânta Părtășanie. După aceea, să aveți grijă dumneavoastră că putem trăi și mai simplu. Să nu vă complicați. Putem trăi. Trupul nostru, pe ce a crescut? Pe ce a crescut? În bază de copac, am spus. Când mă trimite mai mic, a sus copacul. Pom, pom. Când era mic, așa, după ce crește mână, mai uita, apasă și tu. Când trebuie să-ți faci una, să faci alta? Cât ești mic, după ce crezi cu mare, mai înfrânează la mâncare, mai îmbracă, mai potrivit cu tare, dacă faci foarte bune, că ți-am fac bune. Copacul celălalt, pe ce crezi mai faci mere, sau plune, ce-o fi el, ca să bucură lumea aceasta.
așa și tu cauți cu ostenerii tale, cu banul tău, bucură lumea aceasta, pe săraci, pe scăpătați, pe bolnavi, du-le medicamente necesare, fără ceva să-i bucuri, că ești copac, omul s-a seamă cu pomul, rodurile tale, care sunt rodurile tale? Dacă țip, mă duc eu la un măr și vreau să iau măr, pleacă de aici! O, taie, merge. Vreau de ce merge copacul cea la măr? Apoi așa și tu, ai trei mașini, dă și mea o mașină să mă duc până la poror. Nu, că să stric, apoi atunci rămâi cu mașinile tăi cu frate. Vezi, mama, cât e de urât? Vezi cât e de urât că n-ai și nu dai? Și pomii te acuzi la judecății. O ai văzut iarba, faci coile, taci iarba s-o gândit că de ce? Se bucură iarba că îi faci bine la oaie pentru om. Iarba și e simțitoare, mama. Simți și o oarecare, pentru că s-a ales înțeles, nu fizică. În firea ei, pentru că se taie, de-aia crește omul, dacă în ultima taie aici, crește înapoi. Da. Dar toate sunt pentru om. Ca pentru toate acestea, omul se mulțumească Creatorului și seama lui Dumnezeu, mamă. Mamă, mi-aduc aminte că mi-a luat tătii cu Temeș. Și dacă lui de suntem așa în mână și dădem cu... Când ținem la ei, ca aceea, când te-a supat, lângă mine, la pernă, ca nu mi-e frate și era că erau șapte frați. Dacă Dumnezeu ne-a dat viața, inima care bate inima continuu, cât este mulțumesc, recunoscător, mamă, biserica. Primul la biserică, îmbrăcat, spălat, împăcat cu oamenii. Asta e cea mai importantă curățenie, fi împăcat cu oamenii. Să fii mărturisit, n-ai gânduri nemărturisite. Și atunci, mamă, ești plăcut Dumnezeu, tot ce zicei, Dumnezeu îți dă. Ei, să ai pace în casă. Copiii te ascultă, mamă. Casă, degeaba vorbești mult dacă faptele nu-s bune. Copiii vreau să vadă dragoste, bunătate, să ies când greșesc, mamă, să descoperi anumite lucruri la vremea lor. Și atunci îți spui și mă ta ce păzesc cu tare, să fii o legătură adevărată, cum e Dumnezeu cu Tatăl, cu Fiul Sfânt. Ideea nu se dispare niciodată, că nu au cum să disparte, fiindcă a zis, hai, facem. Apoi așa și dumneavoastră, soție. Deci un trup. Atunci ce vă dispărțiți? De ce unul spune hai și unul spune nu vreau? Păi sunteți mincinori, mai vă rășiți că ați făcut o colonie. Voi n-auzit ce spune Scriptura că sunteți un trup? Cum vă dispărțiți? Puteți vă dispărțiți? Atunci îmi tai și unul pătă în două. Mă suferi să tai în două? Nu mă suferi. Atunci mă tai cum? Suferi dispărțirea. Nu se zice. Măi, știți dumneavoastră, dacă mi-ați fost atât la colonie, te-a durut picioare că aveai tocul în alte tare și te-ai atât la durere, nu la cite preotul. Măi, știți cu o taină colonie, mamă, vezi cât de înfricoșătoare este? Sau noi călugări și noi ne-am culunat. Ne-am căsătorit cu biserica și la fel. Da? Deci răbdăm, ne-am luat această cruce, duci pe la capăt. După aceea, dumneavoastră, mai mă duc acestea ca să mă copil câteva, pentru că eu vedeți foarte mult. Și vă iubesc și mai mult pentru că am văzut că eu m-am și eu niște lucruri de făcut, nu pentru mine personal, pentru biserică. Că avem două mărți și noi doar nu avem acolo nici mai și că nu am niciun bani, dar nimeni nu avem bani, nici o salari, nici un post. Și mănăstiri sunt vizitate și în aprobări doi preoți, paznici, cântăreți, la, nu avem nimica. Da. Pentru biserică mă grijesc, eu pentru altceva. Dar după aceea m-am promis că și eu asta nu dai la Sfinți Părintele din Șama, pentru că n-aș lucre la mic, când am crezut la Mala Sete, am văzut că Sfinții Ioachim Șana au născut-o pe Maica Domnului. Și de aia trebuie să, ca părinți a Maicii Domnului, trebuie biserica aceasta să fie exemplară. N-aveți bani, știu că sunteți săraci, dar de până puțin, de până puțin, uite, până plec eu o săptămână asta și aduc eu ceva la părintele, ca să fie ca sămânță, cum ar veni, sămânță, știți? Deci, ce vreau să mai spun de la căsătorie? Să aveți grijă părinților care v-au născut, să fie mărturisiți, să fie împărtășiți, să fie cercetați, să vă rușinați, să nu spui că n-ai timp, numai cu telefon, du-te acasă, că nici tu, mama, nu vorbești cu telefonul, ia telefonul, poate pe atunci. Te ducești și îl ține în brață, îi vorbești așa, mergi la părinți acasă, sfătuiți-i, mângâiați-i, duceți preoții să mărturisească, să-i împărtășați, să nu moară, neîmpărtășiți părinții mei, bunicii mei voastre. După aceea, să aveți grijă dumneavoastră mai mult decât toate acestea,
să nu vă fie lene. E că lenea e păcat de moarte. Păcatul de moarte trebuie jertfă puternică pentru el. Nu simplu. Ca când am vorbit de rău și atunci, păcat de moarte. Dar ia, păcat de moarte sunt colosale. Adică, spune Sfântul Evanghelistul că cam greu să iartă așa, dar să iartă, cam greu. Da. Îmi zice, dacă e păcat de moarte, să vă rugați. Dacă nu e de moarte, să vă rugați. Dar dacă e de moarte, să nu vă rugați. Vedeți cât e greu păcat de moarte? E păzând de aceste mame. Deci mai mult decât toate acestea care am spus până acum, să păziți dumneavoastră acestea, pe credința, credința. Că dacă am lucrat după învățături greșite, cum sunt acum o grămadă de învățături greșite, am pierdut tot turnul faptelor bune. S-a prăbușit. Credința, dragostea de biserică, de preot, nu spui, nu pot să mai văd preot, că când am văzut așa, văd, nu, mamă, nu. Sunt eu angul de alte zvase, le-ai văzut în șans. Să uite mâna și te-a binecuvântat, binecuvântat să fie. Ființa aceea, ai înțeles? Deci să aveți dragoste față de toată biserica, de oameni aceste lumi, să aveți dragoste să iubiți sufletul lor, ca să plângeți pentru să pocăiască oamenii, să cunoască pe Dumnezeu. Deci, păi fac greșeam în particulare, zi două ținuri pentru lumea aceasta, care toți suntem al Dumnezeu. Da. Toți suntem al Dumnezeu. Când noi facem toți al Dumnezeu, asta treaba lui, la fiecăruia. Dar noi trebuie să ne rugăm pentru lume, zice Scriptura, faceți rugăciuni pentru toți. Vezi? Pentru toți faceți rugăciuni. Și spune și pentru împărat, și pentru vrăgător, pentru să faceți rugăciuni. Că de ce? Ca biserica să fie în pace. Că dacă biserica nu e în pace, atunci ce facem atunci? Fiecare, ca pui turturite, unul încolo, unul faci. Alta că suntem uniți într-o în biserică cu toți, puternică rugăciunea, altă când e pe corp, pe corp. După aceea, în afară de aceasta, să aveți nădejde mari tot în Dumnezeu, mamă. Care e aceasta? Ce înseamnă această nădejde? De exemplu, spui că ești sărac, n-ai servicii, vremurile sunt grele, taxele sunt mari, impozitele peste măsură. Mai mamă, știi ce? Dumnezeu a dat porunca aproape, ca o poruncă. Ce a spus? Ce a spus Dumnezeu? Grija pentru trup să nu purtați. E lege. Grija pentru trup să nu purtați. Că eu am grijă de aceasta. Să vedeți? Vedeți, mă? Și așa este. M-a spus menea. Ai crescut mare, de acum mult nu-ți mai trebuie. Dar ce ai nevoie? Tu ai nevoie de odihnă. Ce faci Dumnezeu cu copacul? Au putut să te iei continuu. Îl odihnește. Îl odihnește, mama. Să odihnească. Ca când ai luat rolul de pe o crenguță, el gata să fericește. Că stau așa, aproape să-i se rupă. Vița de vie la fel. Se liniștesc. Se odihnesc. Așa și o mai nu vârtă la 20 ceva de ani, toți mai mulți ca când ai 70 de ani. Nu mai, tu sunteți. Ai nevoie de odihnă. O odihnă fizică, și o dignă duhovnicească la minte, la cap. Nu stau în zgomote cu muzică, în zgomote de tramvaie, de mașinărie, de toate astea. Închide de casă, trage geamă, pune pe deaua neagră și cu candelița și pune capul și scoală-te și roagă-te ca să poți trăiești o viață. Ce zic eu? Câți ani ai mătat? 50 de ani? Mincinoasă? N-ai 50 de ani. Ai abia dacă ai 25 de ani. 25 de ani ai dormit? Și dacă în 25 de ani, mai rămas din 50, din acea 50 ai desfătat, ai trândăvit, concediu la mare, ai pierdut mesajul pe telefoane, păi ai fac un bilanț, cu ce mai rămâi? Ha? Păi vezi, mă, tare? Cât e greu va fi judecata? Apoi de aia să luăm aminte de aici, nu mai greșesc de alții, ce fac alții, nu se duc și mai departe, mama. Nu. Asta eram acasă, spuneam, mama, să nu vă uitați cu capul peste gara vecină. Eram curioși că s-au zis, vine Gheorghiți cu bicicleta, cum e bicicleta, măi? Da, eram cu uitat printre gard, măi dădeam cu degetul să o leacă de muchii, să vedem ceva. De m-am spus, nu vă uitați, mamă, că e urât. Așa și noi putem spune în biserica, e urât să vă uitați la altul, mamă, zice, poruncă, n-ai voie să poftești lucruri aproape, nici femeia, nici lucruri, nici obiectul, nimica.
Fiindcă ne-a dat și nouă, fiecare ne-a dat Dumnezeu, ne-a bucățit fiecare, toți suntem bogați. Și atunci la început, bogat, bogat e creștinul. Fiecare are Dumnezeu. Ne socotește lumea aceasta ca să rămâi cu Dumnezeu. Ca Dumnezeu înseamnă, ai o fărmintă de pâine, nu mai mori. Ilie așa a spus, femeie, adă la vădva de Ierusalimul Sidonului, femeie, adă întâi mie și, ca așa este scris, întâi să dai slujitorului Dumnezeu, dacă îmi dai mie, făina nu se va mai puțina, nici uleiul nu va mai scădea, dar întâi adă mie, adică întâi dai lui Dumnezeu. Și să ai seama lui Dumnezeu, jertfă bine primită, milostenie că biserica, știi că o creștină, de cărți la mărât, du-i întâi acelea. Și Dumnezeu l-a putat de grijă. Uite, vă dau un exemplu. Astăzi a rămas fără nicio bănuțică niciodată. Fiți atenți. Și a venit sora aceea care m-a dus și aici, la slujbă. Și de s-a adăplat. A adus 3-4 pomeni. Și aici, e baudii. Și a plecat fără să-i simți o bani. Și m-a zis la Maica Domnului și a zis, Maica Domnului, îți mulțumesc. Dar nu era chiar bucuros, fericit. Dar am mulțumesc și Domnului. M-am dus sus. Sora Marie, mă duc la biserică tare și cobor jos, femeia a venit obosită, părinte, v-am dat pomii, dar uitați, vă dau bani. Și mi-a dat 700 de lei, mi-a dat. Ai văzut, mamă? De ce? Fiindcă Dumnezeu știe că am de dat, luceau, vedeți dumneavoastră, cultau lucrurile. Asta. Ei, dar numai asta, întotdeauna așa pățesc. Dumnezeu nu te lasă cu niciun chip, dar întâi fă lucrul Dumnezeu, mamă. Scoate de dimineața, fă-ți canonul ca să zici pe eu tu. Dacă faci tot ce să zici spre eu, tu e ca când doctorul de ești bolnavă și tot spus, ia pastila la ora cutare, bie la ora cutare, nu știu ce, cutare, de trei ori, faci așa, trupul se înviorează, se sănătoșește, dispare microbul, devii puternic, așa se te învață preotul să faci de totul și bine îți va fi. Că nici un preot n-a să învețe de rău, mamă, să știi. Nu te învață de rău, zice Scriptura. După faptele sunt ei, spun și eu, sunt ei, dar să te învață preotul să faci. Înțelegi? Că și dumneavoastră sunteți părinți și înveți copilul numai de bine, de el te vede că tu fumezi. Dar despre copil tu nu fuma. Păi ce eu nu știu asta că așa faceți? Și voi fumați. E frumos așa? Dar să înveți tu să nu fumezi dacă tu fumezi? Ca să-i fie bine. Deci, mamă, cu atât mai mult o fac preoții treaba aceasta. Și ascultați, până la sânge, mamă. Deci îi spui și soțul, și neamurile mătale, a spus preotul și eu nu e de cuvântul preotului. Că zice Scriptura, a spus pe preot, a spus pe Dumnezeu. N-a spus pe preot, pe Dumnezeu n-a spus. Și atunci e frumos așa. A spus pe un președinte, a spus pe un patron, a spus pe un om. Da, pe Dumnezeu n-a spus? Da. Despinse toate acestea, credința, dragostea și să aveți nădejde, mamă, că Dumnezeu din nimic face totul. Din mort face viu. Nu vă desnădăjduiți. Chiar dacă sunt mare copilul, chiar dacă sunt mare cincutare, tânăr, rămân copiii, nu vă desnădăjduiți. Știți de ce? Fel că Dumnezeu e viața noastră. El ne nu e. Și dacă unii ce este Dumnezeu? A tot bun. Nu bun. A tot bun. El îi vede bine inima. Și lui că pleacă dintre noi și cel care rămân. Pentru că Dumnezeu are atâta grijă, mamă, din noi, foarte mult grijă. S-a observat dumneavoastră, am văzut șătrări, țigani, care știți că mai cum sunt ei așa. Bun, când a născut femeia aceea țigancă, se vede că de Dumnezeu mai mult ca când n-avea copil. De ce? Fiindcă Dumnezeu a făcut un copil țigancă. Și atunci copilul și-a luat țigancă, complet, total. Iar Dumnezeu. Și Dumnezeu pe mamă, că știi că nu are. Așa și noi creștinilor, puțin credinți și vă îndoiți, nu vă îndoiți toate. Că nimeni de creștini nu mori de foame, n-am văzut și un creștin, era numai țară, săran, se spune că a murit, de ce a murit mătușa Marița? A murit pe când n-avea și mâncare, nici de cum, fasole, iete, mazăr, iete, ceapă, iete, cartofi, sânt, pâine, slavă Domnului, ai rămas fără pâine, tu românule, vădată? Păi, ce te superi? Apă iese, nu vezi, nu lasă pământul, duce apă românească? A? Păi o cumpere dacă e dat-o, asta supa fântânile. Ce supa fântânile? Eu credeam mic, vinem, peste tot erau fântânii București, acum nimica. Dacă ți-i sete, nu-ți dă nimeni apă, mor din sete. Da.
Că asta. Ați vrut comoditate. Ia că comoditate. Acolo, acolo, să știți. O asupați întâlnirea, acolo nu asupați întâlnirea. Nu asupați întâlnirea. Că a zis firmele, sunt proiectele europene. Și a spus așa. Vă dăm la rubine tată, zice. Nu vă luăm acum bani. Așa, nu vă luăm acum bani. E gratis. Fiți atenți, votul. Și acum vine și taxează. Știi că vine războaiele, îți stai apa. Și gata, te-au luat cu tot cu sac, cu tot cu casă, tot cu mantă, tot, tot dus. Rob, slujești acela care te-a robit. Vedeți? Deci mama, din mâine, din cauza păcatele noastre, se întâmplă și nu avem ce să faci. Dacă ai păcătuit, te să răbdăm, așa, și Dumnezeu, mamă, nu moștește nimeni pământul acesta. Și cu asta închei, ca să spun și nu mă mai turbura, de să cu primea aceasta, o să te bun Dumnezeu. Poporul Dumnezeu, ca să stești pe voastră mai bun ca evrei de o milion, a spus că eu mă tem, eu tu-i vorbesc. Abia aștept, am spus să mă tai jumie. Eu am spus de multe ori teba. Au petrecut cu egiptenii, păgând cu totul egiptenii. Se închinau la șopârni, se închinau la toate felul de mai mulți cutare. Acolo i-a dus Dumnezeu, pentru păcatele lor. Dar au dus să-ți zic ceva mare din cer, mă, ca eu, evrei, mare din cer. Bun, așa și noi. Suntem ocupați de-a binea, dar dacă strigi credința, aceasta e hrana din baza dumneavoastră și nici de ce pământești nu vei fi dus și lipsă. Dar rămâneți credincioși cu Dumnezeu, mama. Ești creștină la multinațională, fără să mulți de cruci când încep serviciu, puneți coana acolo frumos, dacă vei fi întrebat, aceasta e credința mea. Ai înțeles? Asta, mamă, și ăsta-i de toate. Nu trebuie, că mor pământul nu-l moște nimeni. Nu, mamă. Mi-a prea mult să se interesează treaba aceasta. Știi de ce? Pentru că cine s-o lipit mai din pământ, s-o disipit din cer. Lipiți-vă din cer, mamă, și mai sunteți lipiți din pământ. Lipiți din pământ, da? Cu acestea vreau dumneavoastră să mulțumesc că ați fost atenți la câteva cuvinte de învățătură, pentru că eu nu mai termin, că o să urmă vorba, dacă mă văd că părinții scapă din ceară. Și eu nu termin, pentru că mă întrebi, nu vă spun sincer. Dacă părinții pleacă, voi vă faci, mă sănesc chiar la biserică. Dar vreau să fie credincă cu măsură că aveți dumneavoastră probleme dumneavoastră. Nu toți aveți în familie care să le placă așa mult credința și câte aveți probleme dumneavoastră. Decât atâta vreau, niciodată n-ați fiu vrednic cât m-ați ajutat pe mine cu operațiile, cu necazuri, cu toate. Vă rog să mai puțin să mă ajutați și mai mult să mă rog acum dumneavoastră ca să îmi plătesc datoriile cum ar veni. Din suflet vreau să mă rog pentru dumneavoastră creștinii din toată lumea aceasta să mă mai liniștesc și eu pentru că asta e plăcerea mea. Biserica, rugăciunile, slujba și să fiu cu mai mulți călugări. Cât mai mult mai în față pământ să fie, călugări și mai. Dacă aceștia se mult pe pământ, atunci, tată, e foarte bine pe pământ. Dacă aceștia se împuținează, n-ați fi bine pe pământ. Vă spun de ce. Pentru că dacă dispare fotbaliștii cei de frunte, nu mai știu să dau oameni cu gol în poartă. Nu mai știu, n-am model. N-am model. Așa că vă spun, când e creștină e zimătate în lume cu copii, 75 de copii, și mai vin și la 76 multe, tot nu ești câte un călugăr care a plecat în mănăstire. Dar nu ca mine, să stai acolo în mănăstire, când nu-i plată. Gata. Că vă spun eu exact experiență. Am văzut, prea bine am văzut. Puteți să-mi spun, mi-ai spun cu toate cărțile lumii să-mi aduceți. Prea bine am văzut, tot călugări, că maică, că călugări, tot una. Care a stat, m-am mănăstit când au intrat, s-a făcut mamă ca niște mireși al lui Dumnezeu. Alb, la suflet, curate, încât și n-au să se mărturisească. Pentru că ei, mamă, s-au lipit cu totul Dumnezeu. S-au lipit cu Dumnezeu. Ei caută numai să urce în sus. Dar în jos nu mai coboară, pentru că au văzut că e frumos în sus. Au dat de dulceața lui Iisus și nu mai coboară în jos, mamă. De asta a spus, gustați și vedeți cât e de bun Dumnezeu.
nu mă mai lăsați amăgiți de vicăniile acestei lumi, de reclame, de tot cât se numește. Nu mă mai lăsați amăgiți. În sus urcați, lătați, la munți urcați, adică la turnul virtuților, tot în sus, dar jos, uitați în jos, că e moarte. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să mă iertați pe păcătos și vă mulțumesc că v-a rugat pentru mine, pentru sănătatea mea și dumneavoastră să vă mântuiți tot neamul dumneavoastră și mă iertați la mine. Părinte, că suntem ca într-o seară de înviere.